Salutare, tot suntem live, mersi, mulțumim Ștefan.
Salutare tuturor și bun venit la o nouă ediție a Phototox, o serie de live-uri susținută de F64 în colaborare cu Webcamp, comunitatea noastră de fotografi de eveniment. Încercăm să ne ținem moralul sus, deși au trecut deja niște zile de când lumea noastră s-a schimbat brusc. Planeta asta pare că a primit un reset. E din ce în ce mai liniște pe străzi, dar nu și în mințile noastre. Cred că mulți își fac altfel de planuri astăzi. Pare o lume în care haina nu mai face pe om și că redescoperim solidaritatea la o scară largă, altfel. Mă rog, în bula mea așa se simte. Aici la mine nu se vând măști la suprapreț. Nu se pune lichid de parbriz în sticlele de spirit și se vând ca spirit. Tinerii ajută pe cei în vârstă cu toate cele necesare, cu sfaturi, îi încurajează să stea în casă și toate astea în eforturile de a izola virusul ăsta care ne ucide. Cred că e nevoie mai mult ca niciodată de oameni responsabili, de integritate, de umanitate, iar o vorbă bună e mai valoroasă acum când numărul îmbrățișărilor, al mângâierilor și al strângerilor de mână a scăzut drastic. Aș vrea să le mulțumim cumva tuturor celor care au sau încearcă să aibă grijă de noi zilele astea cu mijloacele pe care le au la dispoziție, celor care sunt în prima linie în timp ce noi stăm acasă și facem live-uri pe Facebook. E nevoie să-i susținem cu toate mijloacele, cu un SMS la 8826 cu textul împreună, cu un telefon din când în când să-i întrebăm dacă sunt bine. Probabil mulți dintre voi aveți prieteni care sunt pe acolo. Noi avem la smurd, avem la spital, vrem să le mulțumim pentru tot ce fac pentru noi, la poliție chiar. Nu uitați să dați like și share, și pentru că e vorba internetului de astăzi, e cam tot ce ne-a rămas. Și putem să începem. Astăzi, pe lângă invitatul nostru special, Vali Bărbulescu, care nu mai are nevoie de nicio prezentare, așa cum v-am promis, am pentru voi două cărți cu fotografie multă, dar și cu povești din viețile a doi președinți care au schimbat mentalități în țările lor. O țară care a dus democrația la un alt nivel, Statele Unite, și alta care încă învață, Nigeria. Ambele cărți vin cu semnătura fotografilor care au documentat momente unice din viețile lui Barack Obama și Muhammadu Buhari. Și anume Pete Souza, da? Obama, An Intimate Portrait, vine cu semnătura lui Pete. Și Buhari, A New Beginning, două cărți absolut fenomenale. Eu le-am pe amândouă în dublu exemplar, ambele semnate. Am zis că am luat două pentru că m-am gândit că poate la un moment al vieții o să vreau să fac să le fac cadou și cred că a venit momentul. Să știi că Marius, acum vedem decât fotografia lui Vali. Da, Vali, ce faci chiar? Ce faci? Trebuie să dea share screen. Sunt să scoată. Foarte bine. Sunt foarte bine, să știi, eu mănânc niște miere, uite, e foarte bună pentru sănătate în perioada asta. Ce a cum? Se vede doar fotografia? Păi și pe Marius nu-l vedem? Nu, no, mai. Mamă, ce ați făcut? E mișto. Stai, mă, să dau eu stop sharing. Păi cum, v-am încurcat eu cu poza asta? Chiar așa? Oricum, Ștefane, tu știi că tastele alea tale... Se aud, nu? Bilan, deci, bă, băiatule, deci se auzeau așa. Pac, pac. O să fiu ca o pisică de acum încolo, pe pernuțe. Eu zic că e de la microfon. Da, da. Eu mă văd sau nici nu mă văd? Nici normal nu mă uit că pe te feed. Vezi. Sunt, eu, te vezi. Adică ne vedem toți trei? Da, da. Cum e încadrarea? Uite acum, uite cum ne vedem toți trei, camere, ia uite. Dați-vă drumul la ce camere. Ce simpatici suntem toți trei. Ia să vă văd. Da, bun, uite, deja ne strângem, suntem 120 aproape acum. Cum, 120 de oameni live? Da, na, tu ești,
Zic, cum te-ai obișnuit în seriile trecute? Eu nu știu, mă, dar eu sunt, eu la mine când fac live am 3 oameni, fanii mei, adică n-am 100 de oameni. Exact, exact, mai vine și Sterea și gata, s-a închis. Nu mai e loc, stăm în picioare. Mamă, mamă, mamă. Bine, atunci dacă mă văd, bună seara tuturor, un pahar de vin pentru frații mei derbedei de pe toate grupurile și de pe toate platformele de social media. Vali Bărbulescu vă salută de acasă. Micasa e sucasa în perioada asta. Toată lumea face live-uri, bă, băiatule. Deci eu zic că Instagram-ul ar trebui să se reformuleze cumva, că nu mai pune nimeni poze. Adică dacă pui o poză, ești bălan. Trebuie să faci un live. Bă, da, deci la 8 fix, dacă intri pe acolo pe feed, deci toată lumea, deci cel puțin ai mei, nu știu ai voștri, dar toată lumea la mine e live, live ăla cu ăla, ăla cu ăla și fac te doi când bam, bam, live cu live, cu live în live, live peste live. Suntem live, m-am înviat cu, dintr-o dată, deci până acum e, unde e eram? E un stil de viață, Vali, ăsta, un nou stil de viață. Băi, dar până acum ce făceam? Stăteam liniștiți acasă, nu? Ascunși, aveam evenimente cu toții, mergeam, pozam eclipsa, pozam, da. Deci, despre ce vorbim în seara asta? Păi, subiectul era... Mă rog, o să vorbim despre mai multe lucruri, despre absolut orice îți trece ție prin cap. Voiam să încep cu o întrebare pentru tine, pentru că știu că ești printre primii oameni la care am văzut, mă rog, din bula mea, din grupul meu de prieteni. Scuze-mă, dar tu când zici din bula mea, pe cuvânt că eu tresar. Pentru că nu se aude de la conexiune, se aude din bula mea. Și sună așa, aud în căști. Deci hai să corectăm, din bula mea. Din balonul meu. Din intimitatea, cercul meu de încredere. Cercul meu de prieteni, din cercul meu. Știi cum era aia? Eu pup ăla popii, popa pupă pe ăla mea. Dacă puteți da, să... am învățat-o la radio prima dată, astea erau primele chestii de lingvistică. Era de... aia cu capra? Și cu capra, da, 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 capra. Da. Eu am întrebat dacă ci știe cineva capra e poziție sau animal. Prea știe lumea. Așa, întreabă-mă, zi-mi tu, Marius, te rog. Subiectul era care crezi tu, mă rog, o să fie o discuție pe toată treaba asta, care crezi tu că vor fi ramurile fotografiei care se vor dezvolta în perioada asta în care multă lume e limitată, e blocată în case, mă rog, blocată. Izolată. Izolată în case. Care crezi că vor fi ramurile fotografiei care se vor dezvolta, dacă se vor dezvolta, în următoarea perioadă? Unde crezi că se va ajunge cu creativitatea? Pentru că în ziua de azi cred că trebuie să ai foarte multă imaginație ca să, uh-huh. să reușești să spui niște mesaje altfel, diferite. Uh-huh. Asta ar fi unul dintre subiectele principale ale acestei seri și e o întrebare pe care o pun, o să încep cu o întrebare pe care o pun din ce în ce mai des în perioada asta oamenilor cu care mai vorbesc pe Skype, pe Facebook, uh-huh. chat. Ce crezi că va face mai mult damage, mai mult dezastru în perioada asta? Virusul în sine sau ignoranța oamenilor? Wow, deci n-am o întrebare, am 100 de întrebări. Bă, băiat, trebuie să beau o gură de vin de la țară, de la tata socru. Înainte să mă apuc să răspund la toate întrebările astea, mamă, ce de topicuri. Dragilor, eu în primul rând vreau să știți că nu sunt clar văzător. Dacă aș fi fost, aș fi anticipat cumva situația din zilele astea. Deci nu sunt clar văzător, n-am glob de cristal, nu sunt vreo autoritate, vreun erudit al fotografiei. Bă, nu, la fel ca și voi, eu sunt pasionat de fotografie în primul rând, de-aia ne aflăm și aici pe F64, grupul pasionaților de fotografie și cred că asta este ceea ce ne unește la orice nivel, în orice grad de comunicare. Pasiunea pentru fotografie cred că este în sufletele noastre a tuturor și asta e tot ce contează. Acum, încercând să ne dăm cu părerea, pentru că românii, na, ca toți românii, de pretutindeni, noi avem păreri și suntem experți în orice, despre... Ce faci, Marius? M-ai ajustat un pic. Iei rufele de la uscat? Ai pus ceva și sau... Așa, deci... Acolo o să ajungem. Deci, da.
Băi, eu am început ușor, ușor să mă uit, deci, atenție, mă uit cum iubita mea gătește, ceea ce pentru mine este o premieră, pentru că până acum la noi nu prea s-a gătit. Am observat că ea, fiind moldoveancă din Iași, are un talent nativ să gătească, a făcut niște tocănițe de... Mi-a resetat toate restaurantele Michelin din București, deci credeți-mă, dacă vreți rețete de tocăniță cu legume și cu dalea și cu dalea, avem, le punem pe story. Revenind la ce o să fie, ce o să fie, băi, nu știu ce o să fie. Ideea e că ar trebui să conștientizăm cu toții ce se întâmplă în aceste momente. Am văzut tot felul de lamentări, am văzut tot felul de oameni, mai mult sau mai puțin fotografi, care se plângeau de faptul că nimic nu va mai fi cum a fost. Da, ăsta este un adevăr. Eu mereu spun că frica este o alegere. Amenințarea poate să existe sau nu, dar frica este o alegere. La fel și acum. Este alegerea noastră ce facem mai departe. Contextul social poate să fie ostil și este ostil. Este alegerea noastră cum ne regrupăm, cum ne organizăm, cum reușim să depășim această, hai să-i spunem, criză. Da? Generic denumită criză. Ideea e că am văzut foarte mulți fotografi și nu vreau să fiu răutăcios în momentul ăsta, dar am văzut foarte mulți fotografi nu mediocri, submediocri, care se plângeau. Bă, n-o să mai avem evenimente. Și eu le-am pus o carte, le-am pus pe Facebook la mine o carte a lui Martin Muncaci, un fotograf, ungur vechi, bătrân, este singurul fotograf care l-a inspirat pe Henri Cartier-Bresson, apropo, și care a făcut fashion în anii 30-40. Fashion, atenție! Și am spus, uitați-vă la cartea asta, cumpărați-o, o găsiți pe Amazon dacă vreți și cumva comparați-vă. Gândiți-vă dacă munca voastră contează în cazul în care nu va mai fi făcută. A mea nu contează. Deci vă spun cu mâna pe inimă, munca mea de fotograf nu contează. Eu dacă mâine mă las de făcut poze, fotografii, ce fac eu, editoriale, gagici, nu știu ce, nu moare nimeni, nu se întâmplă nimic, nu se schimbă nimic. În rău, nici în bine, dar în principal în rău, nu se întâmplă nimic, viața merge mai departe, așa cum dacă mor toți oamenii de pe pământ, pământul o să meargă mai departe, dacă mor toate albinele de pe pământ, pământul o să ajungă la năruire. Trebuie să ne, în momentele astea, eu cred că este o vreme prielnică să privim în noi, în noi fotografii, în noi aceia care... trebuie să ne autoevaluăm, să ne autoizolăm, sunt de acord, dar să ne și autoevaluăm. Cât de buni suntem în ceea ce facem? Cât de buni? Atenție! Bun nu înseamnă profesionist. Profesionist nu înseamnă bun. Dacă suntem buni... Mă aud pe mine. Cine e? Cum eu, dacă eu sunt aici. Așa, dacă suntem buni, este perfect, vom fi buni mai departe. Dacă suntem doar profesioniști, în momentul ăla trebuie să ne ajustăm planul de business, atât. Nu ne va schimba cu nimic această criză, această perioadă. Din păcate, am zis asta, sunt foarte mulți oameni care ar trebui să se reorienteze. Dacă până acum au investit 1000 de euro în aparatură foto, dacă până acum și-au dorit cu tot... nu știu, cu toată ființa să devină fotografii de fashion internațional și n-au reușit, eu le spun un singur lucru. Una dintre cauzele pentru care ei n-au reușit este că stau aici, în România. În România nu există fashion. Adică nu există nici fashion și implicit nici fotografie de fashion. Ce avem noi este infim. Vrei să fii fotograf de fashion, te duci la Paris, te duci la Londra, la New York, la Milano, în Tokyo, în Tel Aviv, unde se face fashion. Și oamenii ăștia de-aia nu reușesc. Ei se auto-intitulează peste noapte fotograf de fashion. Nu fac nimic în sensul ăsta. Nu contează, nu cash-uiesc, n-au clienți, bagă bani. Și la un moment dat intervine frustrarea. Și acum vine criza asta, vine momentul ăsta de pandemie, care trebuie să-ți dea una peste bot, să spună, bă, stai puțin că nu ești. Nu ești, nu ești acolo, îmi pare rău. Apucă de fă altceva. Reinvestește, reprofilează-te. Poți să găsești atâtea. Dacă îți place să faci fotografii în general, poți să faci fotografii cu telefonul, poți să faci fotografii cu o cameră pe film, am vreo 30 de camere pe film, poți să faci cu ultimul mirrorless de 11 megapixel.
Nu contează, dar te poți reprofila. Iar în perioada asta este momentul să iei această decizie, tu ca fotograf. Eu mi-am făcut deja această evaluare, această autoevaluare. V-am zis că nu consider relevantă munca mea până acum și slavă Domnului am făcut. Adică sunt cumva printre... Hai să nu mă laud, că știți că mă laud, dar când mă laud, adică lucrurile pe care vi le spun sună laudă, dar nu sunt laudă, sunt lucruri pe care le-am făcut și atât. Am făcut Vogue-uri, am făcut Vanity Fair, am făcut campanie Dolce Gabbana, am făcut Armani, Fashion Week, clienți în toate capitalele, în fine. Și am și făcut bani din chestia asta, bani mulți, aș putea să spun. Am avut o discuție acum ceva vreme cu cineva, la un pahar de vin genul ăsta și când i-am spus tipului rate card-ul meu pe zi la Milano, de exemplu, un sfert de oră n-am mai vorbit, adică a rămas siderat, cum adică tu câștigi bani? Da, zic, eu câștig bani ăștia pentru că e altă piață, nu e că sunt eu vreun, nu știu cine, Sorrenti, Testino, Roversi, Helmut Newton, nu! Acolo e altă piață, se plătește altfel. E normal să ceri, e normal să fii în sistemul ăsta. Iar Marius, tu știi foarte bine că ai făcut nunți în toată lumea, știi foarte bine cum se plătește în UK, cum se plătește în Africa, cum se plătește în India. Adică e un alt sistem, e normal să fie așa. E, și în momentul în care ajungi să lucrezi în acel sistem, da, te gândești, bă, ce fac, renunț? Criza asta mă oprește să câștig... nu știu, 10K pe shooting când va trece criza, sau mă regrupez, mă reinventez, mă readaptez, mă educ și fac toate lucrurile necesare în perioada asta ca să pot să fiu super strong atunci când va trece criza. Mai zi-mi și tu, Marius, că eu vorbesc, să știi, singur, ce face... foarte mult, voi ați tăcut da, așa. Da, adică da, da, mai... da. Ce face Vali Mărbulescu după criză? Mamă, ce întrebare de Radio Costinești. Mai spar cu asta. Bine face, ce să facă? Că nu e clar văzător. Da, nu, eu fac din totdeauna, dragilor, ce mi-a plăcut. Cred că ăsta este, dacă vreți, secretul. Mă întreabă lumea, zice, bă, păi muzică de 25 de ani. Bă, nu știu dacă voi conștientizați ce înseamnă 25 de ani. Bă, 25 de ani e o viață de om. Adică ăla care a trăit 100 de ani sau care trăiește 100 de ani, dacă are 25 de ani înseamnă un sfert din viață, da? Eu întotdeauna am făcut ce mi-a plăcut. Nu e că nu mă afectează criza asta, mă afectează pe toate planurile și pe muzică, pentru că pun muzică, sunt DJ, sunt în zona asta de entertainment audio, da? Fac și fotografie în continuare, mă afectează pe toate planurile, sunt în același rahat cu toată lumea. Adică ideea este că ceea ce oamenii nu conștientizează în acest moment este că, uite, sunt fotograf care pierd 500 de euro pe shooting, sunt fotograf care pierd 5K pe shooting, sunt business-uri care pierd 500 de mii de euro în perioada asta. E, damage-ul e cu atât mai mare. Adică dacă tu până acum cheșuiai 50 de euro să faci niște headshot-uri la corporație, la vecina de palier, că te-a rugat, că știa că ești tu, ți-ai luat cameră de Black Friday și ești băiat bun și faci poze și ai pozat 20 de corporatiști și le-ai luat 50 de parai, până nu e damage-ul atât de mare, nu? Dar unul care a investit și face chestia asta, are studio, are infrastructură, are angajați, are un întreg sistem, atunci damage-ul este mult mai mare pentru genul ăsta de fotografi, hai să-i denumim generic pe toți. Deci eu fac în continuare și o să fac în continuare ceea ce am făcut și până acum, și muzică, și antreprenoriat, și fotografie, și, nu știu, public speaking, dacă uite, mă invită lumea să vorbesc, mă gândesc să fac niște chestii, alte chestii adiacente. Am construit, de exemplu, un simulator de sărit cu parașuta pentru BAT, British American Tobacco. Chestii pe care oamenii nu le știu, dar eu le fac, adică, și le fac din pasiune, din plăcere, din viziunea de a face niște bani într-un sistem care este același pentru toți. Depinde de abilitatea fiecăruia, de posibilitățile fiecăruia, de munca fiecăruia. Revin la muncă. Dacă stai acasă și te lamentezi pe Facebook, pe grupuri, că ți-a tăiat criza 3 joburi de 50 de parai, asta e, ăla este nivelul. Dar dacă te lovește criza, ai pierdut 500.000 de euro și în momentul ăla te regrupezi și zici, bă, ce fac? Renunț așa, mă duc și mă arunc la etaj? Nu, hai să mă regrupez, hai să vedem cum retargetăm, cum rescriem toate condițiile și așa mai departe. Deci eu sunt ok, fac chestia asta naturală, o fac firesc, o fac din pasiune și din plăcere. Nu mă plâng, adică nu e ca și cum n-am ce să fac
în perioada asta. Cu atât mai mult în perioada asta am și zis și insist pe chestia asta. Sunt, stai așa că mi s-a închis un casca. Ok, deci sunt, în momentul ăsta avem un timp prielnic pentru noi. Este acel timp în care putem să ne dezvoltăm mai bine. Mă întrebau oamenii, băi, dar ce fac cu timpul? Nu știu dacă știți, sunt foarte mulți corporatiști în perioada asta care sunt deprimați. Băi, dar deprimați, caz clinic. Adică ajung la atacuri de anxietate, atacuri de panică, la deprimare severă. Și credeți-mă, deprimarea și lucrurile astea nu sunt ușoare. Adică chiar nu e o glumă. Spui de cineva, e un pic deprimat. Bă, vezi că deprimarea aia te poate aduce la tot felul de boli, cancere și așa mai departe. Deci aveți mare grijă. Ei, corporatiștii de ce sunt deprimați? Pentru că ei sunt obișnuiți cu un pattern. Un pattern de 9 to 5. O stabilitate, în ghilimele, așa zisa stabilitate pe care le-o dă corporația. Trebuie să vină un team leader să le spună ce au de făcut. Și ei, după o două săptămâni, trimit un feedback și un referat și mai fac un Excel la sfârșitul trimestrului și aia e, gata, e curat, suntem în echilibru. În momentul în care li se dă work from home, de exemplu, se panichează. În momentul în care li se dă șomaj tehnic, se panichează. De ce? Pentru că echilibrul lor este superficial, este ca falsa importanță pe care o au oamenii pe social media, pe Instagram. Mă uit la copii care au 10.000 de follower pe Instagram, ei nu fac nimic, nu sunt nimic, dacă le ia cineva Instagramul, le închide cineva Instagramul, ei se dezechilibrează, pentru că ei trăiesc perpetu într-o falsă impresie de autosuficiență, să zicem așa. E, și atunci e trist. E trist pentru că e o perioadă ce afectează foarte multă lume. Din păcate, sistemul nostru social, economic, spiritual, dacă vreți, este dezechilibrat. De ce credeți că oamenii se duc la biserică în perioada asta de pandemie și pupă icoanele în continuare și se împărtășesc cu aceeași... E singurul lucru care a mai rămas de făcut. Exact. Fix. Credința. Este echilibrul lor. Echilibru. Este despre echilibru. Și acolo își găsesc pacea. O economie bună îți aduce fericire și pace. Din păcate, pacea nu creează profit. Și de asta am ajuns unde am ajuns. De asta se întâmplă lucrurile astea. De asta trebuie să existe momente de război. În ghilimele, nu război cu pușca, cum eram în 44, da? Mai întrebați-mă, dragilor, că eu prea mult vorbesc. N-avem întrebări, nu întreabă oamenii nimic, avem oameni. E o întrebare aici. Stai un pic, Ștefan. Vorbeai mai devreme de... Spuneai că crezi că fotografia ta nu contează dintr-un anumit punct de vedere, adică nu va rămâne cum, peste an? Sau că n-am înțeles exact cum ai formulat. Ai spus că fotografia ta nu contează. Nu contează, da. Nu e relevant. Okay. Plecând de la fotografia ta care nu este relevantă, care crezi că este fotografia relevantă în momentul ăsta, acum? Care sunt fotografii care generează conținut cu adevărat de ajutor sau relevant sau care va rămâne peste ani ca fiind certificată ca o fotografie de istorie sau nu știu cum să zic? Fotografii, Marius, nu creează conținut. Fotografii... E tot conținut și imaginea e tot conținut și... Conținut înseamnă ceva efemer, după părerea mea. În momentul în care creezi ceva nemuritor, atunci contezi cu adevărat. Imaginile clasice, sacre, pe care noi le admirăm de la toți marii fotografi, nu au fost generate în ideea de a crea conținut, pentru că pe vremea aia nici măcar nu era social media, da? Oamenii adică s-au schimbat lucrurile în oamenii, da, regulile sunt aceleași, iartă-mă, adică și în 2020, dacă faci o fotografie pe care o pui pe Instagram și ai 100 de like-uri și te bucuri, îți crește ego-ul și vanitatea și spui, mamă, ce apreciat sunt și să mai găsesc 20 de tâmpiți care spun, vai, superbă poza, un apus superb și o floricică pozată în față la Ateneu, care e nemaipomenită, e grozavă, asta nu e fotografie, asta nu e relevant și asta nu rămâne, asta nu este nemuritor. Deci, de ce spun că imaginea mea nu contează? Pentru că eu am făcut fotografie comercială, nu am făcut până acum
de când fac eu fotografie de 10-12 ani, cât am, n-am făcut nici măcar o imagine care să fie relevantă pentru peste două generații, de exemplu. Sunt oameni care documentează timpurile, sunt oameni care scriu prin imaginile lor o istorie adiacentă. Noi asta căutăm, căutăm răspunsurile timpurilor pe care le trăim. Și fotografia asta ar trebui să facă, să spună, să dea răspunsurile la aceste întrebări pe care și le vor adresa oamenii peste 10 ani, 20 de ani, 50 de ani și așa mai departe. Nu creditez fotografia documentară ca fiind singura ramură a fotografiei care contează, nu, ferească Dumnezeu, dar din păcate este printre singurele ramuri ale fotografiei aproape de sinceritate absolută. Știți foarte bine, amândoi sunteți fotografi, știți foarte bine că un documentarist nu are voie niciodată să editeze imaginea, să o cropeze, să o manipuleze, să o stageuiască și așa mai departe. Cred că sinceritatea cumva aproape de absolut este acolo în fotografia de documentar. Documentar în toate ramurile și chiar dacă e un documentar de fashion. Eu am întâlnit fotografi de la Seven sau de la Magnum care fac fashion și care imaginile alea rămân într-o istorie a fashion-ului peste 50 de ani valabile și oamenii se vor uita să vadă ce s-a întâmplat la nu știu, criza pe care a avut-o Dolce Gabbana în China când au scos niște advertoriale cu pizza care era prea mare pentru chinezi. Da, a fost o criză. Dolce și-a închis toate magazinele în momentul ăla în China. Asta zic că noi ce facem, noi facem, repet, din pasiune, ne hrănește pe noi înșine, nu îi hrănește foarte mult pe cei din jur. Din păcate există această aviditate de comparație și oamenii își doresc să apară în niște imagini pentru a compara acele imagini cu alte imagini pe care le văd pe social media. Luați-vă timp să dați înapoi dacă vreți să ascultați încă o dată ce am zis. Ce se întâmplă? Momentul în care cineva vine și își dorește să fie fotografiat, el deja în procesele lui subcognitive are în cap o imagine. Nu e imaginea lui. Majoritatea nu își caută propria imagine. Majoritatea nu se lasă, nu se dăruie fotografului. De aici și expresia make love to the camera. Ce faci când faci dragoste? Te dărui, închizi ochii, dai ochii peste cap și te lași în flow-ul ăla. Nu te gândești, stai că acum trebuie să stau cu picioarele în sus, mâna în stânga, mâna în dreapta. Nu, te dărui, renunți la tine. E, fotografia, cred că, într-un fel, și din punct de vedere al aceluia care se află în spatele aparatului, dar mai ales din punct de vedere al subiectului, este și despre dăruire. Oamenii nu se dăruie. Oamenii au deja imaginea clar în cap. Fetele vor să fie Kim Kardashian, băieții vor să fie, nu știu, Jason Statham sau mai nou ăștia ai noștri, Dani Mocanu sau cum mai numesc. Nu, serios, 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 deci serios. Eu am văzut body language pe zona aia de șmecherie. Oamenii vor să pară șmecheri și în societate, și la volan, și în fotografii, și pe internet. De-aia oamenii înjură pe internet. De ce înjură oamenii? Că vor să pară șmecheri. Ei nu jură cu un sens. Nu înjură, bă, vreau să sunt, am turet, vreau să înjur oameni pe internet, random. Nu, înjură într-un context în care vor să se poziționeze cumva condescendent deasupra celorlalți prin posibilitățile pe care ți le oferă internetul. Ești anonim, ești apărat de orice, că dacă ai fi într-o piață, nu te duci la oameni, spui, bă, te-ai îmbrăcat ca un prost. Nu, acolo nu te duci, că ți-e rușine să-i spui, înțelegi? Dar pe internet, dacă îl vezi pe unul că s-a îmbrăcat și a pus o pungă în cap, te-a pus și în jur. Ce ai, bă, ți-ai pus găina în cap, o înjurau pe aia cu găina. De oamenii înjură, dacă vă păstrat o înjură. Soto, garantez chestia asta. Mai zice ziceți. Robert Suditu, Alexi Lubomirski, ăsta e fotograf de viitor, așa cred eu. Bănesc că știi cine e Alexi Lubomirski. Da. Fotograf de viitor? Cum adică de viitor? Da, nu, n-am înțeles care e treaba, dar ce înseamnă fotograf de viitor? Că a fost sub aripa lui Mario Testino și că... Are navă spațială și fuge în viitor. Eu sunt în viitor, fac poze pe aici! Pa, 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 pa. Da, uite, întreabă Maleș, Dănuț, ce ai fi făcut dacă nu te apucai de fotografie? Dar aici ai spus că... Prostituție. Am toate considerente. Au fost și... Uite, întreabă Dan, Paul, au fost situații când ai avut de ales între muzică și fotografie? Nu.
Nu, cum adică sale? E ca și cum ai avea doi copii și te întreabă cineva pe care îl iubești mai mult. Pe care îl iubești mai mult. Și asta, nu. Asta e întrebarea iurea, nu. Nu e de ales. Adică, da, ok, este time consuming. Fiecare dintre aceste două pasiuni ale mele sunt consumatoare de timp, de resurse, de energie, bani, prezență și așa mai departe. Dar atâta timp cât le faci cu plăcere, nu ai de ce să consideri asta o corvoadă. Și atunci încerci să-ți manageriezi timpul, să zici, bă, uite, s-a întâmplat, de exemplu, da, pot să dau un exemplu, să am un shooting programat în weekend, când în weekend aveam și un gig, trebuia să merg la Cluj, să pun muzică sâmbătă seara și atunci mă gândeam, bă, dacă fac poze în București sau nu știu, eventual în altă țară, e greu să ajung, să nu știu ce, mi s-a întâmplat la un moment dat o chestie faină, am avut un eveniment de prezentat în București și un Fashion Week la Milano. Eu am niște clienți cu care lucrez cumva ongoing, așa, sunt official provider pentru ei, în fine, ăsta e un trust foarte mare de modă, AFF Group, are Alberta Ferretti, Fendi, Disquiet, Moschino și așa mai departe și avea o prezentare, se întâmpla duminică dimineață, un fel de matineu, iar eu duminică dimineață în același timp aveam aici un event pe care cumva dacă aș fi putut ajunge într-un interval, aș fi putut să le fac pe amândouă. Am cerut cotație la private, la o companie de private jets, Victor, Fly Victor se cheamă, și în momentul de față oamenii am trimit oferte și îmi spun, Dear Sir, Vali, Sir, we send you this offer, că avem un diamond pregătit la prețul promoțional de 12.000 de euro, poate să vă ducă oriunde pe teritoriul Europei. În fine, atunci am cerut cotație și acceptam cotația pe care mi-o dăduseră atunci, doar că nu era timingul bun, îmi lipsea fix jumătate de oră, jur. Deci în momentul ăla, acele 30 de minute au contat ca eu să nu pot să fac job-urile. Nu era o chestie de bani. Lăsând deoparte de bani, italienii sunt foarte supărăcioși, așa, ranchiunoși dacă vreți. Și dacă îi refuzi, o iau cumva personal. Din ciclu, aveam nevoie, Vali, n-ai vrut să vii. Și am explicat, le-am trimis toate documentele, aveam contract cu... Ăsta era un eveniment foarte mare, Legend Run se chema, un fel de color run, cum își dau aia cu culori, dar ăștia alergau peste niște obstacole. Era o chestie, o licență internațională, era o singură dată pe an în România, eu eram prezentator, era antamat, deja n-aveam cum să zic, bă, nu mai vin, mă duc în Italia, că se supără italieni. În fine. Da, uite, Mihai Marcolt zice, credeți că fotografii aparent banale făcute în perioada ante-pandemie vor căpăta o altă valoare atunci când vom trece peste acest moment, în cazul în care lucrurile nu vor fi 100% la fel? Unul, având mai mult timp liber, treceam prin fotografii făcute în ultimul an, de tip street, family, în general fotografie pentru mine, și îmi dau seama că selectez altfel ceea ce vreau să păstrez. Am altă senzație creată de momentele respective față de acum câteva luni. Mulțumesc, stay safe! Mulțumim pentru comentariu, o să fiu tranșant, direct, sincer, și anume, fotografiile acestea contează doar pentru noi, contează pentru noi înșine, iar atâta timp cât ele nu au valoare de documentar sau socială sau antropologică sau oricum vreți voi, ele nu contează. Adică dacă nu contează acum, nu o să conteze peste 50 de ani că tu ai pozat o stradă în București. Din simplu motiv că nu va ajunge nimeni să acceseze aceste imagini peste 50 de ani. Pentru că nu ești într-un sistem care să-ți aducă imaginile tale ca drept de referință despre cum era, de exemplu, România, București în 2020 pe timp de pandemie, peste 50 de ani. Oamenii de atunci vor căuta fotografii established de acum, care în momentul ăsta creează imagini clar cu caracter de documentar. Când aud asta cu street photography la români, era să zic că mi se ridică părul în cap, dar nu mai am păr. Dragilor, fotografie de street nu înseamnă ce facem noi. Mă pun și eu alături de voi în chestia asta. Fotografie de street nu înseamnă să ieși cu aparatul foto pe stradă, nu înseamnă să pozezi homeless pe stradă, oameni fără adăpost, nu înseamnă să pozezi clădiri, nu înseamnă să pozezi nici măcar umbre pe stradă. Fotografia de stradă are cu totul și cu totul altă esență, dacă vreți, alt rol cumva.
Și s-au plecat din niște vremuri în care străzile arătau cu totul altfel. Noi am remixat, ca să înțelegeți și muzical, am remixat acest concept de street photography atât de prost, e ca o imagine pe care o treci de 10 ori prin Photoshop și deja la 10 la export nu mai e ce trebuie, da? S-au pierdut biții, s-au pixelat, s-au molozit. În fine, ideea e că noi am remixat atât de mult acest concept încât ne-am îndepărtat teribil de la conceptul inițial de fotografie. Fotografie de stradă. Cu toții... Ce înseamnă fotografia de stradă reprezentativă pentru tine? Cum ai vedea tu fotografia de stradă fiind cu sens, cu mesaj? Trebuie să reprezinte un loc în timp și spațiu la care oamenii să se întoarcă din viitor în trecut? În primul rând, fotografia de stradă nu este despre stradă. Culmea. E o paradigmă. Nu este despre stradă. Fotografia de stradă este despre libertatea omului de a se afla pe stradă în acel moment, de a trăi o clipă, de a trăi un moment și de a fi martorul acelui moment. Fotografii de stradă, după părerea mea, sunt oamenii care reușesc prin mărturia lor să recreeze evenimentul. O clădire pe care tu o pozezi va fi acolo și peste 10 ani. Poate să vină altul să o pozeze în locul tău. Stai liniștit, nu se demolează clădirea, da? La fel și restul fotografiilor de stradă. Noi căutăm acea unicitate, acea efemeritate a străzii, acel vibe, acel moment. Eu când mi se întâmplă uneori să fac exercițiul ăsta de imaginație, mă plimb în Paris, între două joburi, mă plimb în, nu știu, arondismentul 15, de exemplu, și încerc să-mi imaginez cum vedea Bresson Parisul, da? Și nu fac nicio imagine, nu scot aparatul să pozez random oameni aiurea pe stradă, încerc doar să retrăiesc acele clipe prin imaginile pe care eu le-am văzut, nu neapărat de la Bresson. Toți aceia care au făcut fotografie de stradă pură, adevărată. Există și acum oameni care documentează strada, este legit, este absolut ok. Există portretiști de stradă, sunt oameni foarte buni care trag cu 85 de milimetri. Fotografia de stradă se face cu 28 sau cu 35, maxim cu 50, în momentul în care ai nevoie de acea compresie. Fotografii în România își cumpără teleuri și se duc pe stradă să facă portrete, oameni care stau și fumează la metrou. Aia nu e fotografie de stradă. Iertați-mă că vă zic. Deci spunea cineva că dacă imaginile tale nu sunt destul de bune, nu ești suficient de aproape. Vreau să văd, uite, cum trage Marius cu 24 la nuntă. Băi, eu simt, respir aerul ăluia. Simt emoția când a dat-o pe mireasă pe spate. Simt emoția aia. Dacă Marius ar sta undeva la mese în spate și ar trage cu 70-200, n-a simți emoția. Adică, ok. Dar oamenii fac în continuare și își irosesc în continuare timpul. Cred că e mult mai benefic pentru tine ca fotograf să ții camera în mână și mie mi se întâmplă să fac asta, repet, și eu nu sunt fotograf de stradă, Doamne ferește, dar mi se întâmplă să mă plimb pe străzile Bucureștiului, am niște alei pe acolo, prin spate, pe la Ateneu, Franklin și așa mai departe, să mă plimb cu camera în mână și să respir, să trăiesc momentele alea, să mă gândesc, nu știu, să-mi sară în ochi o compoziție. Știți foarte bine că există două variante de fotografie, peste tot și în special pe stradă, aceea anticipată și aceea neprevăzută, da? Dacă ai viteza de reacție, decisive moment, cum spunea Nenea Bresson, sau dacă poți să anticipezi, poți să vezi dinamica unei scene, poți să înțelegi lumina, poți să înțelegi cadența, poți să înțelegi ritmul unei scene, atunci poți să stai și două ore cu aparatul în mână să aștepți imaginea perfectă pe care o cauți. Dar acolo există abilitatea de a o vedea înainte. Oamenii nu stau și așteaptă pică în pară mălăiață în gura lui Nătăfleaț. Stau să văd ce se întâmplă. Nu, eu știu că poate la un moment dat, în momentul ăla, în fracțiunea de secundă, va trece cineva sau se va întâmpla ceva sau scapă o domnișoară eșarfa și în momentul în care se apleacă să o ia, îi se ridică fusta. Nu știu, I don't know. Deci fotografia de stradă e mai degrabă despre finețea momentului, să vezi ceva pe stradă pe care un ochi care nu e neapărat antrenat pentru fotografie nu-l vede, nu știu. Da, uite, poate fi și asta o interpretare, absolut. Mie cel puțin așa mi se pare fotografia de stradă, mie îmi plac foarte mult fotografii care dau sens imaginilor, văd niște lucruri pe care alți ochi n-ar putea să le vadă.
și le pun în scenă așa cum văd ei. Nu sunt fotografii perfecte, dar sunt fotografii cu sens. Uite, mie, spre exemplu, îmi place foarte mult Cosmin Gârleștean, îmi place Hanu despre Tamaș, Cosmina, da, da. Mirela. Mirela Momanu, da, sunt în grupul lor acolo. Întâmplător am ajuns și eu pe grupul lor de fotograf de stradă și mă minunez în fiecare, de fiecare dată când văd fotografii de ale lor acolo. Sunt, uite, mă rog, pentru mine despre asta e fotografia de stradă. E momentul ăla surprins altfel. E un moment pe care nu toți ochii pot să-l vadă și cred că într-acolo ar merge... Ce se mai întâmplă pe Facebook? Da, e o întrebare pe care aș fi vrut să o pun și eu, dar deja a venit de pe Facebook. De ce ai ales fotografia de fashion și nu alt gen? Ce te-a atras la fotografia de fashion? Banii. Guys, mie îmi plac foarte mult femeile. Nu sunt homofob, n-am nimic. Apreciez și bărbații frumoși, estetic și așa mai departe. Dar... mie îmi plac foarte mult femeile, mi-au plăcut dintotdeauna. Eu m-am apucat de fotografie pentru aceia care nu știu și poate n-au avut niciodată ocazia să afle, având un DSC Sony V5 sau ceva cu 5, o cărămiduță așa mică, nu mai știu dacă ați prins. Îl puneam muzică în oraș și în țară, îl aveam în geanta de muzică și dimineața plecam din club cu două gagici la hotel să le pozez în cameră, la mine. Bine. Ideea era că nu le chemam să le pozez, dar le pozam cumva. Eu așa m-am apucat de fotografie. Cu ochii minții. Da, și ai trupului, da. Eram foarte holbat așa. Cu ce obiectiv? Cu obiectivul să o pozez. Da, deci mie îmi plac femeile, mie îmi place frumosul, mie îmi place esteticul, mie îmi place zona asta de lifestyle-ul ăsta exclusivist. Gândiți-vă că am fotografiat-o pe Kim Kardashian la Cannes, pe terasa hotelului Martinez, cel mai mișto hotel din Cannes. Dacă aș fi fost fotograf de zonă de război, n-aș fi ajuns să respir același aer cu Naomi Campbell în Paris, de exemplu, în aceeași cameră și să-mi spună nu știu ce și eu să-i întind mâna și să zic Vali from Romania. Hello, I'm Vali from Romania, you know? I saw you in the Michael Jackson video. Very nice, very nice body, nice body. Deci nu e cam ales o fotografie de fashion. Da, fac în momentul ăsta, fac fotografie de fashion. Nici măcar nu e fashion. Că, eu mă chinui mereu și îmi dau seama că repet, fashion-ul ăsta e atât de terfelit și ideea asta de fashion e atât de terfelită încât noi nu mai știm ce înseamnă cu adevărat fashion, da? Noi suntem fotografi de oportunitate, să spunem așa. Avem oportunitatea de a zbura, uite, cum am fost eu în Dubai, să fac o campanie pentru Dolce & Gabbana. Perfect, a venit Ana de la Russo din Milano, am stat la hotel, la restaurant Cipriani cu Stefano Gabbana. A zis, bă, uite, ok, am făcut o imagine cu el, am rugat atunci, a zis, bă, uite, zic, te rog eu frumos, zic, stai și tu relaxat, zic, genul ăla de Italiano Vero, zic, vreau să fac și eu o imagine care poate va conta peste 50 de ani, că eu ce fac aici în deșert cu astea care își flutură rochile, nu e chiar. Și a stat băiatul așa relaxat pe o canapea și am o imagine cu Stefano Gabbana. Nu știu, poate dă colțul mâine pe mine. El, eu, nu contează. Eu știu imaginea, poate ar fi interesant să o dăm și pe screen, dacă o ai la îndemână. O ai la îndemână? Nu știu, nu am la îndemână. O să o pun, da. Și băiatul e relaxat și zâmbește în colțul gurii, așa. Deci aia cred că e o imagine care pentru mine e mai importantă decât toată campania pe care am făcut-o și toți banii pe care i-am luat atunci. Dar e din nou despre oportunitate. Iar... fotografia de fashion are, aș putea să spun, foarte multe tentacole, foarte multe ghiare, pentru că în momentul în care înțelegi fashion, înțelegi moda și credeți-mă că sunt lucruri extraordinar de multe de studiat, iar eu m-am apucat de studiat modă acum vreo 7-8 ani și mi-am luat cărți de modă, jur, deci cărți de modă și încercam să văd cine, Doamne iartă-mă, e Coco Chanel, nu știam cine e Coco Chanel. Suna așa, ba, Coco, I'm in love with the Coco, era o piesă, nu? Da. Și am învățat lucrurile astea, le-am studiat, am văzut documentare, zeci de documentare de fashion, deci putem să vorbim despre fashion ore întregi de acum înainte și într-un context. Bun, Vali, hai să zicem, nu-mi dau seama cam în ce situație, în ce stadiu este fotografia de fashion astăzi. Să ne întoarcem cumva un pic și la topicul emisiunii. Era vorba de
ce ramuri ale fotografiei crezi tu că, că vor progresa acum? Spre exemplu, fotografia de produs. Ce, da. am văzut mai devreme la tine niște imagini făcute cu telefonul, adică nu e nevoie... Nu știu, zi-mi părerea ta de legată de asta. Fotografia de produs poate prospera în acest moment și poate, poate fi cizelată, fie că ești fotograf de produs deja, ceea ce clar îți vei elabora skills-urile, fie că nu ești fotograf, ești fotograf de fashion, dar pentru că nu se mai țin prezentări și nu mai ai clienți care să te zboare în Dubai sau la Rio, vei rămâne într-un warehouse sau acasă sau undeva să pozezi pahare sau telefoane Samsung, cum am pozat eu. Se poate întâmpla și așa. Ideea este că și această fotografie de produs are cumva nevoie de o mai mare atenție decât această situație de criză. Nu putem să devenim fotografi de produs doar pentru că e criză și că nu mai putem să facem nunți. Vrem să facem produse. Aveți cineva produse să le pozăm pe aici? Bă, nu e așa. Nu se face așa. Nu. Nu m-a referi neapărat la fotografii care vor apărea și vor vrea să facă fotografie de produs. Ok. Ci că se va face mai multă fotografie de produs tocmai pentru că nu se pot face... Mă rog, ești limitat, uite, spre exemplu, la nunți nu poți să mergi la stadion. Iei nevasta și o pui pe stativ și o pozezi natură moartă. Nu, zic că companiile poate se vor gândi mai mult să investească în zona asta, nu știu. Nu, fotografia de produs este castă, credeți-mă. E foarte greu să ajungi să revii un fotograf de produs apreciat și să și performezi în zona asta. Există fotograf de produs bun în România? Eu nu știu, te întreb pe tine, poate ai mai multe fotograf cunoștințe, de produs, e Carioca în primul rând. Asta e o agenție sau ce? Agenție, da. Da, nu știu exact în clipa asta, dacă mă întrebi cineva anume. Îl știu pe Narcis Virgiliu, care pozează mâncare senzațional. Deci Narcis este un fotograf de food, de mâncare, genial. El a început cu nuduri, cu gagiși, cu nu știu ce, dar am văzut lucrări... Fotografia și nunți. A făcut și nunți? Deci e ok. Dar am văzut la el niște imagini de astea culinare senzaționale. Am și zis că dacă vreodată am vreo cerere, îl recomand pe Narcis. Na, el nefiind acreditat cumva în zona asta, dar... Îl voi recomanda. Nu știu, chiar nu știu că dacă există fotograf, adică nu cunosc personal, nu știu pe cineva care să facă produs de calitate, dar nu, repet, nu vă faceți vise, gata, peste noapte revenim fotograf de produs. Nu, noi trebuie în primul rând, repet, să ne gândim de ce am ajuns fotograf de portret, de nuduri, de fashion, de wedding, de sport, de macro, de astro și așa mai departe. Da? Apropo, astăzi afară avem o lună nouă spectaculoasă cu Jupiter sau ce e în conjuncție acolo, genial. Deci dacă sunteți pasionați, cerul e curat, frumos, puteți să băgați în seara asta un astro. Nu, ramurile de fotografie nu se vor schimba, nu se vor amesteca atât de mult pe cât speră oamenii. Și da, evenimentele și nunțile vor fi reluate. Stați liniștiți, don't panic, hang on. Hang on, pentru că cu toții avem nevoie în perioada asta să rezistăm la propriu. Știu că se fac bani, știu fotografi care trăiesc exclusiv din fotografia asta de eveniment, așa cum eu, de exemplu, trăiesc exclusiv din fotografia de fashion, Fashion Week și așa mai departe. S-au cancelat toate evenimentele mari mondiale, nu mai avem nimic. Chiar făceam zile trecute o glumă cu Delia că una dintre modelele mele preferate de la Victoria's Secret a pus pe ea vreo 10 kg și e rotunjoară așa. Și ce ziceam? Bă, dacă nu mai e Fashion Week, stau acasă, e pandemie, mă îngraș, bag la ghiozdan. Deci nu. Nu cred că... Da, poți să exersezi, poți să faci un exercițiu, uite, poți să încerci autoportretul, care este o ramură a fotografiei senzațională, să reușești noi fotografii, nu agrem să fim fotografiați, nu știu eu, cel puțin, nu știu dacă vouă vă place să fiți pozați, mie nu-mi place. Nu prea. Adică, oarecum. Noi suntem genul din spatele camerei, nu din față. Vorba unor clienți de-ai mei, să mă surprinzi așa. Exact, surprinde-mă. Și atunci putem face acest exercițiu, să încercăm un autoportret care să ne uimească, să încercăm să studiem chestia asta. Poți încerca fotografie de macro.
nu știu, sunt, universul macro este infinit. Găsești, m-am apucat de pozat zile trecute pentru Samsung, că sunt și ambasador Samsung, am pozat niște, mă rog, telefonul ăsta S20 Ultra cu niște elefanței pe lângă, se reflecta, mi le-am pus și cum se zice, ăsta, screenshot, screensaver sau ceva. Deci, poți să faci un exercițiu acasă, nu te oprește nimeni să... Eu am și făcut o glumă zile trecute, m-am pozat cu o cameră așa foto și am zis, bă, zic, dacă nu mai pozez, măcar o țin așa un pic la ochi, să nu-mi pierd, obiceiul, reflexul, știi? Mă dau cu camera așa un pic la ochi, nu mi-am făcut o poză, știi? Deci, este un moment de... respiro, e un moment în care avem nevoie să... fim cu noi înșine, avem nevoie să ne dezvoltăm și trebuie să gândim pe termen lung, dar trebuie să acționăm acum, pentru că momentele astea sunt critice pentru noi ca fotograf, pentru noi ca antreprenori sau pentru noi ca oameni, cred, în fond și la urmă oarme. Că și un om care lucrează la fabrică și are de crescut 2 copii este afectat la fel de mult ca noi în această perioadă, dacă mâine, de exemplu, e anunțat că intră în șomaj tehnic. Deci nu ne considerăm noi miezul, nici miejii nopții, cum sunt alții, da? Noi suntem miejii de la câte acum? 10. 10, uite că s-a făcut aproape 10. Hai să mai anunțăm un pic. Avem 2 cărți de dat în seara asta, giveaway. Una este Obama in Intimate Portrait și una este Buhari New Beginning. Ambele sunt despre fotografie, poveștile a 2 președinți celebri. Pentru cele mai bune 2 întrebări, dar ne-ar ajuta să ne dați și un share, să vă luăm în considerare mai bine. Bun, uite, ce recomandări ai tu pentru fotografii în perioada asta? Ce să facă? Altceva decât fotografie, dacă fotografie nu prea pot să facă așa la nivelul la care și-ar dori fiecare să facă. Cum să-și umple timpul? Păi eu n-am timp liber, dacă mă înțelegeți. Eu sunt cumva, pe cât sunt de prezent și de efervescent când apar și mixez în fața 50.000 de oameni la Untold, de exemplu, și fucking rock the crowd! Sau la o emisiune sau oriunde apar, pe atât de cumva introvertit sunt în familia mea, în casa mea, adică eu mă simt bine acum. Nu sunt rușinos, nu, că de-aia am zis că fac prostituție dacă nu fac fotografie și muzică. Aș putea să fac, dar mă reține ceva. Nu, ideea este că eu mă bucur de timpul ăsta. Deci nu vreau să par niciun fel. Ferească Dumnezeu, vă doresc să fie toată lumea safe, să nu se bolnăvească nimeni, aveți grijă de voi, de părinți, de bunici. Dar pe mine, din punctul ăsta de vedere, nu mă afectează absolut deloc această perioadă. Pentru că, în primul rând, am universul meu. Eu mi-am construit universul meu acasă. Asta ar însemna să, adică pentru toți, casa așa ar trebui să fie. Am vinilurile mele cu jazz pe care le ascult, am vinul de la tata socru pe care îl beau în fiecare seară, am un humidor plin de trabucuri, o am pe iubita mea care e dincolo, se uită la Netflix, nu știu la ce, gătește. Deci nu se uită la noi. Nu se uită la noi, nu are nicio treabă. Deci eu sunt în zona de confort acasă, eu încerc să nu mă lenevesc, încerc să nu mă atrofiez în momentele astea, adică nu am o presiune, nu simt că n-am ce să fac, m-am plictisit. Asta cum m-am plictisit, eu le zic și la copii. Eu când eram ciutan, cum se zicea la mine la Constanța, când mă plictiseam, ieșeam pe afară, în spatele blocului și vedeam eu, dădeam un coci, făceam eu o miuță, jucam ceva, adică nu e, asta m-am plictisit, cum adică te-ai plictisit? Aruncă-te de la etaj dacă te-ai plictisit, du-te un porumb. Deci n-ai cum să te plictisești, faci ceva, ești om, graționezi, gândești, bă, ce am de făcut, am timp, cât am? 2 ore, 2 săptămâni, 2 luni, poate am 2 luni în care am acest timp, ce fac cu el, cum îl împart? Păi uite, ce îmi place să fac? Să mănânc, bagă în tine, să beau, bagă băutură, să-mi fac selfie-uri, fă selfie-uri până nu mai poți. Dar ai timp să faci lucrurile astea, este despre tine acum și ar trebui cumva să ne luăm, să nu luăm, știu eu, noi am luat în anii trecuți și în toate vremurile trecute, ca să împărțim așa în decade, am luat drept cuvenite multe lucruri. Multe, foarte multe lucruri. E, momentul ăsta este o palmă, un dos de palmă peste bot pentru toți. Și anume, ce puteam să facem înainte și numai eu? Nu mai putem să ieșim la terasă. Ok, ne făcusem un obicei să spargem bani la terasă. Acasă, cafeaua la mine acasă costă 1,50 lei. De-aia frumoasă, la Râșniță, cu boabe, sănătoasă, nu știu ce. În oraș dau 15 lei, de 10 ori mai mult.
Eu mergeam în fiecare zi. Eu beau 3-4 acum acasă, grea. Dar bei 3-4 cu un leu jumate, Marius. Înțelegi? Deci mâncarea pe mine mă costă, nu știu, acasă mult mai puțin și e mult mai bună, mult mai sănătoasă. Avem un happening când facem mâncare. Se duce Delia în bucătărie, uite, am acum telefonul ăsta care filmează 8K, i-am și zis că zilele când vrea ea să facă niște paste, face niște paste cu legume, pă, senzaționale. Deci v-am zis, ea nu știa că are nativ chestia asta să gătească. Eu vorbeam cu șef Florin Dumitrescu zile trecute live pe Instagram și zic, bă băiatule, dacă ai nevoie de o rețetă de paste sau orice, sună-mă frățioare, că îți dau eu niște rețete de la Iași. Deci cumva tu redescoperi micile plăceri ale vieții, absolut, care poate tumultul vieții de dinainte, cumva, că da, lumea face glume acum pe Facebook că va nu, fi sunt împiți. Deci perioada oamenii, de dinainte de COVID și după COVID. Nu. Oamenii care în momentul ăsta fac glume, uitați-vă bine la mine, oamenii care în momentul ăsta fac glume sunt împiți, pentru că nu e o perioadă de glume. Mie îmi plac glumele extraordinar de mult, sunt cel mai mare caz de necaz, zice, că mie mai îmi plac glumele. O să faci caz de necaz, bravo. Păi, dar am văzut enșpemii de mesaje tâmpite, efectiv, niște aberații, niște căcaturi, niște tâmpenii, efectiv, deci niște chestii pe care nu pot să mă uit, nu pot să văd unul care sună la 112 și își bate joc de operatoare. L-am văzut pe la zile trecute, nu știu dacă l-ați văzut. Deci unul și l-a amendat cu 1000 de lei. Autoritățile române l-au amendat cu 1000 de lei. Bă, eu luam și îl băteam, îl dădeam cu apă de bordură. Clar. Când îi scoteam dinții. Deci nu poți să faci glumele astea. Faci glume și băieții de la Micuțu și restul fac glume. Dar chiar și Micuțu a zis, bă, zice, m-a cam luat de primarea și panica, zice. Hai să facem glume mai subțire, așa, zice. Dalea, general valabile, nu glume de situația asta. Gândiți-vă, dragilor, că există oameni care nu au ce mânca. Nu neapărat acum în această perioadă. Există oameni care mor de foame, mult mai mulți în clipa asta în lume decât oameni care mor de coronavirus. Oamenii ăștia există, dar noi nu știm despre ei, nu vrem să știm despre ei, nu ne interesează. Dacă vedem pe Facebook o imagine cu copii morți în Siria, îi dăm skip că nu ne place să vedem, dar când vine vorba despre coronavirus și că ne afectează pe toți, da, cu toți suntem blană pe geană pe știri. Lăsați dracu știrile, încercați să vă luați sursele de informare, alea cumva, nu știu, decantațiile, dacă aveți capacitatea. Dacă nu, vă uitați ca bălanii la știri pe Instagram, pe Facebook și vedeți câte cazuri, fix câte cazuri. Mie, bă, nu mă sparge asta. O 947 de cazuri. Păi de unde știi că sunt 900? E număratul 1 și 1. Nu, zice, dar 947 sigur sunt astăzi, mâine 952. Uite, în fine. Oameni care mor de foame în lume. Mie mi s-a întâmplat prima dată după ce am fost în Africa și m-am întors înapoi acasă. Mi-am dat seama că, bă, noi suntem norocoși. Noi suntem norocoși că ne-am născut aici. Am văzut niște locuri avem și mult niște prea, oameni. Mult prea mult. Avem, într-adevăr, mult prea mult și ar trebui să fim fericiți, ar trebui să fim recunoscători cu ce avem chiar și în momentul de față. Chiar dacă stăm acasă, ar trebui să fim fericiți că suntem în viață, că putem să stăm de vorbă la ora asta fără să avem alte griji în afară de asta, să nu luăm virusul sau... Guys, hai să mai luăm și întrebări. Ce ne facem noi dacă nu mai suntem fotografi? Mai sunt și întrebări. Andrei Mihnea Răileanu zice, fiecare fotograf are unul sau, dacă e norocos, mai multe momente în care activitatea de fotograf care își pune amprenta asupra imaginilor lui. Care au fost momentele care și-au pus amprenta asupra carierei de fotograf pentru tine, Vali? Da, eu nu consider că am o carieră de fotograf, chiar dacă nu o să vă placă răspunsul ăsta. V-am mai zis, carieră e un cuvânt mult prea complex și mult prea deep pentru ceea ce fac eu. În schimb, dacă mă întrebați un moment extraordinar pentru mine, extraordinar, a fost acela când, întâmplător, pe strada Via Moscova, în Milano, am dat nas în nas cu unul dintre fotografii pe care eu îi admir extraordinar, și anume Paolo Roversi. Eram de mână cu Delia, iubita mea, în Milano. Mergeam pe stradă, am dat nas în nas, ochi în ochi cu acest fotograf, acest domn pe care îl știam cum arată, am dat nas în nas, o secundă, vă jur, o fracțiune de secundă s-a uitat la mine, m-am uitat în ochii lui fix, am schimbat acea energie, nu știu,
cum să o numesc, în momentul am strâns-o pe Delia de mână, cu o emoție teribilă, am trecut efectiv, am pasat, așa, unul pe lângă altul. Dar pentru mine momentul acela a însemnat mai mult decât aș fi fost la 10 workshop-uri de fotografie în România. Credeți-mă, sau nu știu. Faptul că am reușit să mă intersectez cu această persoană și am reușit să prind acea fracțiune de privire. Ne-am privit ochi în ochi. Nu știu dacă pot să exprim. Adică nu știu, dar voi dacă ați trăit o experiență de genul ăsta, să ajungi să stai ochi în ochi efectiv în același ax cu o persoană pe care o admiri sau de care ți-e frică. E privirea aia pe care o ai în momentul în care îți ține unul pistolul la cap și se uită în ochii tăi și te uiți în ochii lui. Acolo e groază. Aici era o exaltare, o bucurie, o transcendență, dacă vreți, teribilă. Un entuziasm. Și Delia nu știa ce se întâmplă și m-a întrebat ce s-a întâmplat. Și zic, nu l-ai văzut? A trecut Paolo Roversi. Cine? Paolo Roversi. Și zic, fotograf. În fine, și după aia am povestit și am înțeles. Pentru mine faptul că eu îi admir toate acele imagini, că îi admir munca, îi admir viziunea și felul în care tratează fotografia și faptul că m-am întâlnit cu această persoană, pot să spun că a fost, nu știu dacă o motivație, că nu neapărat m-a motivat Paolo Roversi să mai fac poze. Slavă Domnului, îmi place să fac chestia asta. Până a fost acel moment, acel minut de aur, acea fracțiune de secundă de platină sau de diamant pe care am trăit-o. Cu siguranță cu toți avem astfel de momente. Uite că mi-am adus aminte, știu că discutam și astăzi, oamenii, nu cred că știe toată lumea că pe lângă fotografie și muzică, tu ai fost foarte aproape să joci într-un film destul de celebru. Eu am văzut filmul ăsta mai de mult, acum vreo 20 de ani. Erai foarte aproape să respiri același, sau poate chiar ai fost aproape să respiri același aer cu Franco Zeffirelli. Pentru cine nu știe cine e Franco Zeffirelli, se dă un search pe Google. Okay. Ai jucat sau nu până la urmă? Băi, n-am jucat. Eu nu mi-aduc aminte, adică nu știu să te fi văzut. Nu m-ai văzut, nu? Mă vedeai dacă jucam. Băi, Marius, nu mă vedeai tu dacă nu jucam. Dacă jucam, cum să nu mă vezi, nu? Băi, nu, mie îmi place, mi-a plăcut întotdeauna, am cochetat întotdeauna cu actoria. Am cochetat ca idee, adică este în aceeași, bine, nu în aceeași, eu am o altă pasiune atât de adâncă și atât de personală și anume aviația. Îmi doresc foarte mult să ajung pilot de avion, chiar de linie, dar o să fac, că asta era acum în plan, trebuia să încep școala, apropo, dar nu am mai început-o în februarie. În fine, deci asta cu actoria e ceva latent, e ceva ce parcă mi-ar plăcea să fac, mă fascinează lumea asta. Am cunoscut și am vorbit cu actori mari, nu știu, actrițe, l-am cunoscut pe Leonardo DiCaprio, de exemplu, am și fotografiat câțiva actori și câteva actrițe. În fine, și apropo, am fost atât de aproape, tot încă almost there, era să fac o campanie pentru Breitling cu Brad Pitt în Paris. Brad Pitt este ambasador pentru Breitling, pentru ceasuri. Și am fost pe un shortlist de 4 fotografi și, mă rog, a câștigat altcineva. Eu nu iau astea ca pe războaie pierdute, ca pe bătălii pierdute. Războiul e acolo, îl ducem mai departe. Da, poate, cine știe. Cum au ajuns la tine atunci? Că știu că trebuia, din câte mi-aduc eu bine aminte, și acum știu știrea, trebuia să joci rolul unui DJ, adică bănuiesc că pe filiera asta, cum au ajuns la tine. Da, eram la Pro pe vremea aia, se făcea un casting, căutau, mă rog, și eu aveam nevoie de un DJ. Da, am fost la un casting, la Marriott parcă a fost castingul, am zis acolo, și m-am pus să citesc un text cu intonații. Adică eu sunt extrem de natural eu însumi. Vreau să vă zic că atunci când am fost la TVR, de exemplu, am făcut 3 ani în direct la TVR, Top Super Hit, o emisiune în prime time, sâmbătă seara, în locul Andrei Marin, la surpriză, adică, bă, that's something, da? Ei, și primul lucru pe care l-am făcut când am intrat în studio la TVR, am scos prompterul. Și ăștia au nebunit, cum adică scos prompterul? Nu pot să vorbesc, să citesc așa după ceva. Bună seara și bine v-am găsit la Top Super Hits. Sunt Vali Bărbulescu și invitații. Nu pot. Eu sunt sincer, adică cred că asta mă recomandă în primul rând. Bă, sunt un om sincer, un om asumat. Un asta om m-a apreciat întotdeauna la tine, să știi. Asta zic, și o fi și de bine, o fi și de rău, că de multe ori Delia îmi spune, bă, nu mai corecta pe ăștia care scriu. Eu îmi corectez prietenii că scriu agramat. Eu sunt grammar nazi. Deci dacă vă văd că scrieți cu trebuie, vii, dau cu voi
voi de pământ, de nu puteți să fiți și cine vreți voi. Deci eu dau cu voi de pământ dacă nu scrieți corect. E o chestie elementară pe care o înveți în clasele 1-4. Dacă nu știi să scrii, ești, pentru mine nu contează, nu ești la același nivel. Deci e foarte importantă chestia asta, dacă nu vreți să ne supărăm, scrieți corect. Uite, acum aveți timp să studiați, cineva spunea, domnule, da, vreau și să învăț o limbă străină. Și eu am zis, dar nu vrei să încep cu româna? E celebră vorba aia, mai bine să fii așa decât să fii fost. Decât să fii futut, da, corect. Da, sunt multe altele, da, nu, e inadmisibil, acum serios. Că faci un typo, că scrii pe telefon sau ceva greșit, băi, da, să ai facultate, să fii, nu știu, director de marketing, să trimiți un comunicat cu trebuie, zi, fi, miam, piam, da, bă, n-ai cum, adică, bă, nu, n-ai cum, efectiv n-ai cum. Dar, atenție, asta e o altă problemă. Vreau să vă spun că peste 50 de ani, poate 100, dar nu, 50 de ani, educația va fi doar pentru elite. Țineți minte ce vă zice Bărbulescu în 2020, da? Educația nu o să mai fie pentru toată lumea. Oamenii trebuie să fie non-educați. Asta se vrea, asta se promovează, da? Voi vedeți că nu se ia bacul. Bă, nu se mai ia bacul. Examenul de bacalaureat, adică despre ce vorbim? Copiii nu mai știu să scrie. Și nu îi pun să scrie cu condeiul, da? Pe papirus. Îi pun să scrie într-un Excel sau într-un Word, dar nu mai știu să scrie, nu mai învață, nu mai știu geografie, nu mai știu. Vorbeam, am făcut un podcast cu Codin Maticiuc din Miami Beach și ne lăudam acolo, bă, noi am făcut latină la școală. Și pe aia ne gândeam, zic, bă, la cine treacu ne trebuie nouă latina, că e limbă moartă. Și Codin care e bagabon zice, da mă, dacă întrești la o fată și mai spui și tu, dacă iubita, erare umanum est. Adică, ce ai zis? What? Ai zis-o de aia. Ar fi la nu-n capat muscat. Exact. Deci, vezi, noi avem bagajul ăsta de informație, da? Dar în 2020, din păcate, copiii nu mai învață lucruri elementare de care au nevoie. Uite, fii atent, întrebare bună, că tot vorbeai tu de peste câți ani, cât ai zis? Peste 20 de ani e educația? 50. Și uite, întreabă Paul Dan Pășcălău, cred că e numele. Cum crezi că va schimba inteligența artificială fotografia ca industrie, dacă o va schimba? Aici mă refer la software și hardware pentru fotografie. Computing photography. Da, ăsta este un adevăr, e un adevăr trist. Se pare o întrebare bună. Adică e o întrebare bună, putem să-i dăm și o carte, îl ținem acolo pe listă. Da, din păcate sau din fericire, asta se întâmplă, asta se va întâmpla din ce în ce mai mult. Vedeți aceste telefoane mobile care fac poze frumoase, așa zic oamenii. În spatele acestor poze frumoase există un algoritm și există Google și există niște inteligență artificială care intuiește, înainte ca noi să intuim, un pic mai deșteaptă, intuiește scena, intuiește momentul, intuiește lumina. De ce râzi, mă? Nu mi-a scris Marian ceva. S-a scris Marian? Ce zice Marian? Am încercat ceva la tine, dar se pare că nu mi-a ieșit. Aoleo, ați dat un... Îndalea grele. De mine zicea, nu de tine, stai liniștit. Ah, ok. Ah, cu Aquila, nu știu ce. Deci pe viitor vom avea telefoane mult mai inteligente. Deja telefoanele sunt mult mai inteligente decât noi, trebuie să acceptăm chestia asta. În schimb, stați liniștiți, nu va înlocui niciodată un fotograf bun, un fotograf uman, un fotograf care are suflet. Eu de multe ori am fost ales să fac niște joburi și am suferit de sindromul impostorului, așa se numește, am zis, bă, de ce m-am adărat cum m-au luat pe mine ăștia de la agenție? Eu am o agenție în Paris, una în Milano, în fine. De ce m-au sunat pe mine? De ce mi-au trimis mie brief-ul ăsta? Cine sunt eu? Un băiat DJ din Constanța a venit la București? Da, de ce să fac eu asta? De ce nu face altcineva care e, nu știu, consacrat sau... Na, pentru oameni contează foarte mult experiența. A zis cineva că întotdeauna oamenii uită ce le-ai spus, uită ce le-ai făcut, dar nu vor uita niciodată cum i-ai făcut să se simtă. Și atunci prezența ta ca fotograf, factorul uman, zâmbetul pe care tu îl oferi sau îl primești înapoi, în timpul unei ședințe foto, în timpul unui portret, în timpul unei nunți. Deci astea sunt lucruri sine qua non.
Să folosim iarăși termeni frumoși, da? Deci lucrurile astea nu vor putea fi înlocuite niciodată. Nu poți să aduci un robot să zâmbească frumos mirilor sau să-i spună miresei că ce decolteu mișto are și în momentul aia să scoată un pic pieptul în față că își dă seama că o apreciază un bărbat, că nu degeaba și l-a făcut, nu? Femeile își fac decolteu la nuntă, inclusiv la roche, să fie apreciate, da? Și ele zic că pentru ele, de fapt, dar nu e pentru ele. Nu, e pentru noi. E, și în momentul în care tu ca fotograf ești atât de puțin bagabond încât frumos să-i spui miresei, ai un decolteu superb, îmi place foarte mult, se vede mișto în lumină, scade frumos. Și ea în momentul ăla o vezi că deja are un extra push-up, da? Mai are unul pe dedesubt, da? Deci stați liniștiți, dragilor, noi oamenii nu vom putea fi înlocuiți, cel puțin nu curând, nu curând. Eu am mai zis întotdeauna, mă întreabă lumea ce cameră foto folosești, e camera bună, faci poze frumoase, ce cameră... Câți megapixele are? Nu, și ce poze frumoase, ce camera ai folosit? Și zic, băi, pozele nu le fac, din păcate, camerele sau din fericire, le fac oamenii. Dacă lași o cameră pe un trepied în mijlocul unei nunți, de așa... acolo, nu o să facă pozele alea mișto pe care le face Marius, de exemplu, sau Sterea, când vine lumina aia nebună și cade pe jumătate de față. Nu, trebuie să-l pună cineva, adică să nu are cum să zică... Da, uite, dacă am avea noi un robot pe care să-l trimitem controlat de noi de acasă, să facă fotografii, să poată să lase în jos, mai sus, stângea. Păi și unde ar mai fi plăcerea, băi, Marius? Păi uite, într-o situație de genul ăsta, când la o nuntă pot fi doar 8 persoane, iar fotograful este exclus, adică nu mai au nevoie de un fotograf care să documenteze, poți să trimiți pe... Cum trimit americanii drone, știi? Am văzut și astea cu... am văzut acum un fotograf care întreabă și la voi pe webcam, pe grup, și domnule, am o nuntă cu nu știu ce, sâmbătă, ce să fac, să mă risc? Cât e amenda? Zice, iau mai multă amendă. Ce asta denotă clar... Uite, o continuare continuare a întrebării și a răspunsului tău, zice, uite, depinde cum o vedeți, pentru că este foarte mult ajutor atunci când ai 2000 de poze de editat. Cu ajutorul inteligenței artificiale selectezi doar pozele sharp și puse în grup, plus multe altele în editarea pozelor. Păi da, pentru că, din păcate, aparatura este mai deșteaptă decât omul, pentru că aparatura are capacitatea de a selecta. Noi nu avem capacitatea de a nu trage 2000 de poze, ci de a trage 200 de poze. Dragilor, nu se trag 2000 de poze și la nuntă nu se dau două DVD-uri de poze. Ascultați-mă că știu ce vorbesc. E bine să aveți... Dai cu noi de pământ. Păi da, îmi pare rău. Deci eu v-am zis, eu știu fotograf care trag, stai că mi-a zis unul, zice, 512 cu 500, nu mai știu, 1 tera, 2 tera de poze, bați nebunit. Wow. Deci nu poți să faci chestia asta, adică n-ai cum, tragi video 8K, tragi cu RED și după aia iei frame cu frame. Și ideea este simplă, fă ca acele imagini, fiecare dintre imaginile pe care tu le faci să poată ajunge printată pe peretele mirilor. Eu cred că asta ar trebui să fie în capul fotografilor de nuntă. Bă, câte imagini! Eu am făcut 2 nunți în viața mea, 3, între timp, mă rog, în fine, și una în Italia, prima nuntă, voi știți povestea, le-am dat 75 de poze, atât. Și n-au zis nimic. Adică nu e ca și cum... Toate al negru, dacă mi-aduc aminte, nu? Și erau toate al negru. Și zic, păi, uite, astea sunt imaginile voastre. Și femeia, când i-am arătat pe iPad, a început să plângă. I-am curs lacrimile, efectiv, a început să plângă. De față cu noi, eram la o cafenea în Milano. Și în momentul ăla m-am căpat mine. Zic, bă, zic, pe bune, zic, am reușit să fac crea chestia asta. Adică, mi se pare, e o muncă extraordinar de grea. De cine zice că fotografia de nuntă e ușoară, mănâncă rahat cu gura plină. Nu. Este extraordinar de grea această ramură a fotografiei și de-aia cumva am tot respectul și toată aprecierea pentru oamenii care fac chestia asta, pentru că nu e ușor. La modă e cel mai simplu. O iei pe maricică, ai pus-o, ai îmbrăcat-o, ai pus două lumini, pac, pac, frumos, o lumină de... Și totuși sunt atâția fotografi care iau în derâdere... Nu, asta e o chestie, da. Asta e o chestie pentru că nu au luat contact cu... Cum ai fost tu? Și asta pentru că acei fotografi nu sunt fotografi adevărați. Un fotograf adevărat, în primul rând, nu va desconsidera niciodată un alt act fotografic și un fotograf de fashion adevărat va ști cât de greu este să obții acea imagine. Deci fotografia de nuntă, după părerea mea, este... Gândiți-vă că dacă eu interacționez cu un crew de 20 de oameni maxim, am machioz, hair styling, set designer, în fine și așa, la nuntă sunt 200 de oameni cu care tu interacționezi în timp real.
Vine cu mătru, vine ăla, îl vezi, s-a scăpat cârnatul din nas, trebuie să fie acolo, nu ești, a aruncat buchetul, nu l-a aruncat, a căzut, s-a împiedicat, dansează, nu dansează. Bă, e greu, deci pentru mine mi se pare, cum să zic, extraordinar de greu să poți să faci și mai mult decât atât să te poți detașa de toată vâltoarea asta și tu să vii cu niște imagini documentaristice, adică să spui, bă, frumosul din nunta asta nu e că și-a scăpat la cârnatul pe jos. E momentul în care a zâmbit pe după umăr, că era nepoțica în spate care începuse să plângă și ăsta s-a întors și a zâmbit. Ăla e momentul pe care tu-l cauți, dar dacă nu-l vezi, nu-l știi, nu-l înțelegi, n-ai cum să-l captezi pe cameră. Și nici inteligența artificială nu o să poți să facă chestia asta ever. Uite, Mihaela Oprișan zice, care ar fi drumul care să deschidă posibilități spre a deveni fotograf personal al unei trupe, personalități marcante? Știu că fiecare are drumul lui personal, dar cred că ceva în comun au toți, pe lângă calitatea fotografiilor și tupeu. Tupeu? Cum adică tupeu? Să ai tupeu? Băi, te, dracu, vezi, vrei să-ți fac poze. Vino-mi cu aici. Băi! Nu, probabil tupeu să abordezi ca să poți să ajungi cât mai aproape de ce ți-ai propus. Nu-ți trebuie. Cred că la asta se referă. Da, nu-ți trebuie tupeu să abordezi, îți trebuie determinare personală. Îți trebuie să crezi în tine foarte mult. Eu am bătut la multe uși în Europa, aș putea să spun, până să mi se deschidă prima oportunitate să fac primul backstage la Valentino, în Paris, de exemplu. Și am bătut și am bătut și oamenii au zis nu. Și ai intrat pe geam până la urmă. Păi nu, n-am intrat pe geam, dar ideea este că eu întotdeauna consider dintr-o bătălie fie câștig, fie învăț. Eu am învățat din refuzurile alea, adică m-am gândit, bă, de ce mă refuză? N-am portofoliu, n-am atitudine, nu sunt îmbrăcat aferent. Mi s-a întâmplat la început să mă duc așa, un pic mai pe România. Nu, dacă te duci să te prezinți, și tu știi, Marius, foarte bine, da, există un dress code. Bă, n-ai cum să te duci boschetar la o nuntă de aristocrați. N-ai cum să te duci, poți să fii tu cel mai bun fotograf, nu te vor primi. Încalci un cod vizual, un cod de estetică, niște canoane care nu pot fi încălcate. Mi-aduc aminte când am mers prima oară, apropo că are și el coronavirus, am auzit asta de Monaco, Albert, prima oară când am intrat, am vrut să intru în parc în Monaco, la palat, erau doi jandarmi care mi-au zis, monsieur, nu se pa posibil. Și zic, ce pa posibil? Nu știu, sunteți în pantalon scurs și e prințul, zice, în grădină și nu poate. Și cum adică, n-am voie împătea, zice, îl lezați vizual. Bă, du-te. Okay, da, și nu mi-au dat voie să intru. Eu am înțeles ceva din chestia. Dacă eram un cocalat din nou, băi, pe ce mă nu vin eu la Monaco să fac aici? Am jucat la casino la Negrescu. Deci eu am înțeles, bă, de ce m-a refuzat ăla? Pentru că există o deontologie, există un cod, niște canoane pe care oamenii le țin de zeci de ani. De ce să mă duc eu un bălan din România să le încalc? E, la fel și la nuntă, la fel și la oportunități. Deci drumul... Nu trebuie pavat cu tupeu. Drumul trebuie pavat cu încredere. Drumul trebuie de sine, pavat da. Cu pasiune, cu sinceritate. Întotdeauna mâna se întinde drept. Țineți minte, nu se întinde așa. Nu se întinde se strânge așa. Tare. Și strângeți mâna exact. Nu mai dați mâna aia de mortăciune. Că nu rezolvați nimic. Fiți fermi în ceea ce cereți. Răspunsul este jumătate din întrebare. Țineți minte chestia asta. De multe ori Delia mă pune, mai sun la câte un customer service, zice, hai sună tu că tu știi să vorbești și eu nu știu să vorbesc, dar eu știu să fiu persuasiv astfel încât ceea ce cer să mi se ofere deja din întrebare, din cerință. Pentru că dacă mă duc umil sau dacă mă duc arogant și încep să înjur, nu obțin ceea ce caut. La fel și în fotografie, la fel și în drum, la fel și în a ajunge să lucrez cu clienți mari. Și repet, spun asta din experiența pe care o am lucrând cu nume mari ca Valentino, Alberta Ferretti, Dolce Gabbana, branduri mari. Mă întreabă lumea cum de sunt ambasador Samsung în România. Vor să fie și ei ambasador Samsung, să le dea Samsung telefoane. Nu e despre să-ți dea Samsung telefoane, este despre atitudinea pe care o ai. Eu sunt ambasadorul Samsung cu cei mai puțini followeri din toată gașca de ambasadori. Am 30.000 de followeri pe Instagram. Alții au 300.000 și sunt tot ambasadori. Dar eu am o abordare, ofer o experiență. Experiența de a lucra cu mine este unică și asta trebuie să vă reprezinte și pe voi în momentul în care abordați
un proiect, abordați un brand, abordați o, nu știu, o trupă sau ce spunea domnișoara că vrea să abordeze. Aveți încredere în voi, bazați-vă pe ceea ce puteți să oferiți, fiți respectuoși, vorba dulce, multă dulce. Întotdeauna să înveți să vorbești frumos, clar, răspicat, te ajută în orice conversație. Eu vorbesc fluent, franceză, engleză și mai nou și un pic de italiană la conversație. În momentul în care te duci și discuți cu oamenii, oamenii te văd, oamenii te citesc. Întotdeauna când intri într-o încăpere, aura ta vorbește înainte să deschizi gura. Nu e nevoie să spui nimic. Mi s-a întâmplat, am adus videografer din România care îmi stăteau la Milano tolăniți pe scaune și nu îmi dădeam seama de unde vine tensiunea în lucrul meu cu acel brand. Lucrasem deja de 2 ani. Și la una mi-am dat seama, zic, bă, dar unul dintre băieții mei stă tolănit pe scaun. Nu e ok. Și m-am zis, bă, pune picioarele, stai, zic. Nu era nimeni. Dar tensiunea și interacțiunea pe care tu o creezi, aia te reprezintă și aia te aduce în a lua aceste joburi. Mă rog, la Mihaela mai era și o a doua parte a întrebării. Zice, întreb din pură curiozitate, oare se mai poartă azi undeva cum a făcut Ani Lebovitz cu Rolling Stones, să stea, să fie acceptată, să documenteze tot? Nu, total nu. Vremurile de atunci sunt way gone. În primul rând, acum avem alt sistem. Atunci era un tour manager, era Gigel care zicea, ok, what's your name, man? You want to be a groupie? Yeah, come here. Ziceai că trebuie să fii groupie și intrai în backstage și făceai 10 poze mișto și pe aia le printai și le dădeai data viitoare. Spunea, uite, this is for you. Și, oh, looks nice. You're a photographer? Yeah, I'm a photographer. Ok, come here. Aia nu se mai practică acum. Din păcate avem alte standarde și alte moduri de abordare și de operare. Uite, întâmplătorii, eu știu pe fotograful care documentează backstage-ul Rolling Stone astăzi. L-am întâlnit în Nigeria la o conferință și încă se mai practică. Îl cheamă Richard Bellon, dacă nu mă înșel. Practică abordarea sau fotografia de documentar de backstage? Fotografia de documentar de backstage. Okay. Clar, da, clar. Eu le-am propus în România, de exemplu, le-am propus să fac la un moment dat niște documentare, nu știu, cu artiști de ăștia care sunt internaționali, gen Ina, gen... și mi-a zis, cheltuiel, că trebuie să zburăm, să zic, până voi dați colțul, mâine, poi mâine, vă calcă mașina, prăbușește elicopterul. De ce nu vreți să lăsați o carte? De ce nu vreți să lăsați niște imagini? Ce vreți să lăsați? Poze pe Instagram? Videouri pe YouTube? Faceți o carte. O carte scrisă cu imagini, ilustrate. Luați un editor și un fotograf. Așa au făcut toate trupele mari din lumea asta. A, nu, dar noi că știi că globalul care zice că avem noi un fotograf care face moca. Ok, that's fine. Bun, uite, o altă întrebare legată și de telefoanele mobile. Salut, Vali, până unde crezi că se va ajunge cu partea foto a camerelor din industria telefoniei mobile? E de la Gabriel Răzvan. Camerele foto din industria? Păi, deja camerele foto... 108 megapixel, cât aveam astăzi pe imaginea? Da, 108 de vedeau celulele pe piele. Tocmai ne-ai arătat, poți să ne mai arăți fotografiile alea, dacă le ai. Poți să le arăți. Da. Aia pe care le-ai făcut. Mă, ce mă puneți voi să fac share, screen, chestii, socotel, dar nici nu mai știu unde sunt, că nu mai sunt aici. Era un Capture One, am deschis Lightroom între timp. Hai că fac în timp ce vorbesc cu voi, îmi fac chestia asta. Bă, ideea e foarte simplă, deja camerele foto bazate și pe computive photography astea cu inteligența artificială și așa mai departe, deja au ajuns într-un nivel extraordinar, adică vorbim de niște rezoluții fantasmagorice, efectiv fantasmagorice. Stai așa să vă dau și share screen în timp ce vorbesc. Ce dăm? Ăsta de aici, ia să vedem. Star sharing, să-mi ziceți dacă se vede ceva. Gata. A venit, da? Da. Deci, bă, asta e poza, am făcut-o aseară. Cu telefonul, da? Cu telefonul. Da. Bine, nu știu cât se vede pe transmisia asta cu compresie, dar asta e o poză bine trasă normal, la nivel normal, da? E momentul în care dai 100%. Bă, mă duc aici. Deci uite firele de păr, uite dar tatuaje. Dar cât detaliu ai. Uite, da, și nu are niciun sharpening, deci sunt la zero cu tot, cu sharpening, cu tot. Așa, hai să vă mai arăt o... Peștele de pe televizor. Am și peștele. Hai să vă arăt o șosetă. Sau șoseată, cum se zice? Șosetă sau șoseată? Păi nu știu, șosetă. Șosetă?
O șoșetă. O șoșetă pe care am pozat-o și e așa, da? Deși 100%, stați că n-ați înțeles, bă, să văd cusăturile, bă, băiatule, cu telefonul. Bine, ok, nu vorbim de un detaliu ca la Phase One 100 de megapixel. Bă, dar e o revoluție, adică să ai imaginea asta. Uite, am pozat un microfon, mi l-au dat copiii de la F64 și că să-l testez. Mie mi-a fost frică că are un nume ciudat, Buia îl cheamă. Buia, brand-ul, Buia, brand-ul. Buia, 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 da. Și, bă, uite cât de mișto, adică la modul ăsta, să ne înțelegem. Și poze făcute cu telefon, uite vaza, vaza cu lavanda lui gagică mea. Deci vezi astea aici, uite, toate astea, toate astea. Deci nu e... Comparabil cu ce... Păi, comparabil cu ce aveam acum 2 ani, 2-3 ani, nu știu. Am pozat o de-asta, cum îi zice, uite, o perie. O perie de-asta, uite, să văd toți ăștia. Deci despre ce vorbim? Vorbim de chestii... extraordinar de... Deci în curând o să facem fotografii... Bă, se fac, eu am făcut fotografie comercială, deci eu am făcut fotografie inclusiv backstage la Fashion Week și așa, că la un moment dat când ai ceva de așa, scos telefonul, jap, ai tras. Adică dacă faci, știi cum e povestea, cum spunea Casey Neistat, povestea poți să o spui cu orice, cu o săpunieră. Bă, dacă ai subiectul și ai povestea și vrei să spui povestea, poți să o spui. Ăștia care zic, domnule, dar n-avem 8K, 4K, mirrorless, nu știu de care. E întrebarea aia, care e cea mai bună cameră? Cea mai bună cameră? Camera de gazare, pentru ea care întreabă. Aia pe care o e la tine. Clar, clar, clar. Și de multe ori... Scuze, zi, Vali, continuă. De multe ori telefonul foto ne este atât de la, adică, atât de la îndemână încât ar fi și păcat să nu folosim. Eu am făcut, de exemplu, un concediu, o vacanță, unde nu mi-am luat nicio cameră și am zis, bă, fac poze cu telefonul. Și toată lumea zice, hai, domnule, că tu ești fotograf, nu ne faci niște poze. În primul rând, eu nu fac poze în concediu la oameni, deci am chestia asta. Pozează-mă și fiși-mi o poză aici. Stai puțin, că nu e așa. Adică nu, fac nevastă mea dacă vreau poze, topless, pe plajă, așa, dar nu mă apuc să pozez rudele. N-am nimic cu ei, că sunt dragi, iubesc. Dar nu pot, nu-ți fac genul ăsta. Eu nu pot, n-am tragere de inimă. Pentru mine fiecare declanșare înseamnă ceva sau ar trebui să însemne ceva. Dacă fac poze așa, în fine... Da, uite, zice Cezar Paul Ciubotaru, care cred că e elev de liceu, spune, sunt la liceu și doresc să am un viitor în domeniul fotografiei. Recomandați să urmez o facultate, probabil de profil. Mă va ajuta în viitorul meu job? Dacă da, ce facultate? Sunt condiții mai speciale de a intra în acest profil? Nu. Nu, nu, nu. În România... facultățile, nu cred că există ceva specializat pe facultățile în general, sistemul de învățământ în general și în special facultățile sunt de toată jena. Eu am început o facultate care era cea mai șmecheră pe vremea aia, ASE, SELS, în limba franceză, studii economice în limba franceză. Am dat la facultatea aia pentru că fata cu care eram pe vremea aia era la facultate, am mers până în anul 3 și l-am înghețat. Și nu ți oferă nimic, din păcate. Mai ales în zona asta în care de fapt tu trebuie să fii sincer. Ce să te duci să-ți... Eu am fost la prima oară în viața mea cu Ioana Băsescu, pe care o știu, suntem prieteni și am copilărit în Constanța, în fine. Și ea e pasionată, extraordinar de pasionată de fotografie. Și ne-am întâlnit acum, cred că vreo 12 ani, la un curs de fotografie al lui Paul Agarici. În primul rând, din nume mie mi se părea ceva suspect. Deci Paul Agarici. Agarici, da, zic, cum să mă duc la... În fine, și hai să mă duc la un curs de asta, să văd și eu care e treaba. Păi și a început cu niște inepții, cu niște tâmpeni, niște așa, plus că vorbea destul de arogant-o suburban, așa, gen, mai băga, mai scotea, mai făcea, și mă, stai mai băga bun ca mine, boss, n-ai cum. În fine, și după primul curs, deci după prima lecție am ieșit cu Ioana și zic, păi ce faci, mai vii? Bă, nu mai vin, tu mai vin, bă, nici eu nu mai vin. Și uite că între timp am ajuns, na, știi cum e bancul ăla de sună, alo, doamna învățătoare, da, mai țineți minte în clasa 4-a când mi-a zis că nu o să am și un viitor? Da, te fă, dreacu, sunt angri, am 4 coarde la produs și BMW seria 7. Pascalu Paul Dan te întreabă dacă te-ai gândit să deschizi o academie de fotografie. O academie de fotografie?
Bă, ce să zic, mie știți ce mi-e greu și îmi pare așa de rău că oamenii nu vor să învețe fotografie cu adevărat. Oamenii vor să vină după rețete la cursuri, de-aia există atâtea workshop-uri ținute de toți, hai să nu folosesc cuvinte grele, de toți nepregătiții, ca să nu zic altceva, da? În care oamenii se duc și speră în prostia lor ca cineva să le dea rețeta de succes. Am făcut cu Mariana, apropo, la Cluj un workshop de wedding cu fashion, băi, și au venit niște oameni care au dat niște bani, să ne înțelegem, mulți. Deci, după părerea mea, să dai bani ea, eu mă duceam, nu știu, ori în altă parte, oamenii au venit la noi. Și noi am început să inspirăm, să spunem, să facem, să dregem, bă, uite așa, uite așa. Și ea făceau poze la setările de pe aparat. Voi ați nebunit? Deci ăștia sunt oamenii care vor să învețe fotografie, aceiași oameni care acum în perioada de pandemie se plâng, ce domne, nu a venit criza, nu mai suntem fotografi. Bă, n-ați fost niciodată. N-ați fost niciodată, nici nu o să fiți și cu criză și fără criză și cu apocalipsă, cu ce vreți voi. Nu o să fiți, îmi pare rău. Asta e. Adică, ce să zic, eu aș vrea ca oamenii să vină să trăiască emoția unui workshop, emoția și să învețe și să-și dorească, să fie curioși, avizi să învețe. Nu să aștepte ca cineva validat să le dea o rețetă și să le spună, da băieți, așa, mă uit la cursurile alea de editare cu... pe fotografie, cum era, cu editare cu telefonul, editarea foto-foto cu telefon. Bă, se duc de 20-30 de oameni într-o grupă de aia și stau ca tâmpiți și se uită în PowerPoint-ul ăla și le explică, acesta este Snapseed-ul, ăsta e Lightroom, ăsta. Bă, pe bune, deci mă duc să fac chestia asta, adică înseamnă că sunt... Da, acolo nu vorbim neapărat de fotografi, ci pur și simplu oameni care folosesc telefonul în mod uzual și încearcă să-și îmbunătățească fotografiile. Suntem în anul 2020, boss. Există aceste informații gratuite pe YouTube în 10 feluri și chipuri și prezentări. Nu trebuie e să te duci să zică... Păi nu, asta e ca aia care mă întreabă, dar cum fac? Dar zic, ai browserul deschis? Da. Dă, boss, Google. Ce da, ok, bine, nu vrei să-mi zici. Nu că nu vreau să zic. Taică-mi Dumnezeu să-l ierte că îl întrebam, tată, ce înseamnă ceva? Zicea, 2 lei. Ce ai 2 lei? N-am 2 lei. Zice, când ai 2 lei, vii și îți dau spun ce înseamnă. Și ori mă gândeam să fac 2 lei, dar prețuiam informația aia, ori încercam să-mi găsesc sursa de a mă afla răspunsul în altă parte. Până când am descoperit, avea bunică, mi-am pot niște atlase de-astea, niște... enciclopedii, erau A, C, D, F, niște de-astea, Enciclopedia României, nu știu cum, 4 sau 5 volume. Bă, și acolo găseam orice, orice pe fața pământului, întrecea prin cap, de la animale, la religie, la organe genitale, la orice căutam și găseam un foi de alea și mergeam în pod și dădeam așa în alea și zic, bă, vreau să aflu despre fotosinteză. Care? Ăsta de la F la așa, de F, foame, fomist, știi că spuneai mai devreme de angajații care au nevoie de un șef să le spună ce să facă. Cred că sunt oameni totuși care au nevoie de un profesor ca să învețe sau să-i îndrume cineva. Întrebarea mea e unde ajung? Unde ajung? Autodidacți. Unde ajung? Nu, dar unde ajung oamenii ăștia? Adică câți dintre marii iluștri ai oricărui domeniu au ajuns acolo pentru că le-a spus cineva cum să facă? Cum să facă? Cum să devii geniu? Așa devii geniu. Nu, geniu devii prin căutarea ta. La fel și echilibrul îl obții din tine, începând din tine. Nu că spune cineva, stai în casă, gata, sunt dezechilibrat. Poți să fii echilibrat oriunde pe pământul ăsta. Și ăia care levitează sau ăia care stau Daniel Cihastru în stânci, ăia sunt echilibrați pentru că și-au găsit echilibru în ei înșiși. Da. Gata, am terminat live-ul? Nu, cred că am ajuns undeva la o oră și jumătate, fix când ne-am propus. Florin... Dar mai avem 220 de oameni pe chat. Să mai stăm. Uite, mai sunt întrebări, guys. Florin, Virgil, Chițu, cât de mult editezi? Mai una înainte, Ștefan, te rog. Te rog. Uite, zice Andrei Mihnea Răileanu. Vali, cum își selectează în general agențiile fotografii cu care lucrează? Fotografii? Cum îți selectează agențiile fotografii cu care lucrează? Ok. Adică fotografii ca persoană. E greu, e foarte greu. În momentul ăsta e foarte greu pentru că în România, în primul rând, nu există o agenție bună de fotografie.
Există niște agenții de presă, există niște asociații și așa. Nu există o agenție care să facă management de fotografi. Ok, există niște monopoluri. E un gigel care și-a luat un studio. Cred că se referă la alte agenții. Nu știu, știu, dar încercam să ajung acolo. Deci în România nu ai nicio șansă. În momentul în care vei vrea să fii reprezentat de o agenție de fotografie, nu căuta aici, pentru că nu vei fi reprezentat, pentru că nu are cine să te reprezinte. Du-te afară, trimite un portofoliu afară. Fotografii și selectează agențiile și selectează fotografii după, în principiu după potențial. Iar când spun potențial, spun capacitatea acelui fotograf de a produce imagini care aduc un venit agenției. Eu știu că se reduce totul la cifre, ROI și așa mai departe, dar despre asta e vorba. Nu te va angaja nimeni. Eu îl am pe prietenul meu foarte bun, Mugur Vărzariu, care este un fotograf de Magnum și i-a fost confirmată de către Magnum această calitate. În schimb, în același context, i s-a spus că zona lui de interes nu reprezintă un interes pentru această agenție. Magnum, în momentul ăsta, e o agenție care e formată din fotografi ce aduc bani. Fac bani prin fotografia pe care o realizează. Zona de activitate a lui Mugur, de exemplu, care este senzațională, el este un activist social, în primul rând, un apărător al drepturilor omului. E mai degrabă către ONG-uri el decât... Exact. El însuși este un ONG, da? E, și atunci, normal că gen nu va ajunge niciodată să semneze cu Magnum. Asta nu înseamnă că nu este de calibrul acela, din potrivă. La fel și cu agențiile. Dacă tu ești un fotograf român care faci poze pentru Cătălin Botezatu, de exemplu, nu vei fi niciodată de interes pentru o agenție care are contracte cu Chanel, Dior, Armani, Oscar de la Renta, Rico Hayes, Balenciaga sau cine vreți voi. Nu. Tu trebuie să fii în momentul acesta eligibil, dacă mă înțelegeți. Eligibil poți fi, în primul rând, dacă locuiești acolo. Știu că sună aiurea, dar eu am stat 3 luni în Milano fără niciun job, doar pentru a-mi arăta disponibilitatea la niște agenții. M-am mutat acolo, efectiv. Mi-am închiriat un apartament pe Airbnb și prietena mea era la o agenție de modeling și eu eram din ușă în ușă. Mă duceam și băteam să bună ziua, buongiorno. După aia există preconcepția de naționalitate. În momentul în care te duci și spui că ești din România, din păcate, de ce? Pentru că toate curvele și toți peștii și toți ăia care ciordesc pe carduri au invadat efectiv toată Europa și că oamenii așa ne privesc și nu e nimic. Adică eu nu-i învinovățesc. E normal când tu auzi la știri și la televizor și vezi că toți nenorociții sunt români, pentru că ăia au pe canal, nu-i auzi pe ăia buni, ăia care operează pe cord deschis și care sunt niște genii, nu-i auzi de aia. Oamenii normali au de aia care au violat, au făcut, au dres, au omorât, au tras pe carte, au făcut, în fine. Deci, da, aici nu e vina, e vina mai degrabă a mass media care promovează știrile de genul ăsta, nu e... Da, eu m-am lovit de chestia asta. De unde ești? Din România? Și eu m-am lovit de multe ori, dar... Una m-a întrebat în Lafayette, în Paris. Eram, voiam să-mi cumpăr niște ochelari care costau 300 de euro și zice, de unde sunteți? Din România. Și eu vorbesc, repet, vorbesc franceză perfect. Și zice, vous êtes cigan? Și zic, nu pușe, zic, în România, nu toți românii sunt țigani. Am văzut cum stați așa un pic. Da, da, nu sunt țigani, sunt români. Zic, romii reprezintă o nație, da? Sunt romi și în România, și în Ungaria, și în Alger, și în oriunde, în Bangladesh, da? Deci percepția unei vânzătoare din Lafayette, un magazin de lux, era că noi românii suntem țigani. Trebuie să piciuiești și trebuie să trimiți oferte de portofoliu și scrisoare de intenție către aceste agenții. Sunt nenumărate, le găsești pe Google oricând. Nu mă întreba acum la ce agenție să spun să trimiți. E un moment bun să trimiți portofoliu acum către agenții? Acum este un moment foarte bun. Acum este un moment foarte bun să trimiți submissions pentru online magazines, adică pentru reviste la care ți-ai dorit să fii publicat în ele și n-ai avut până acum accesul, pentru că în această perioadă, evident, nu se mai publică aproape nimic și poți să trimiți acum un editorial care îți va apărea peste 3 luni sau 4 luni, dar vei fi punctat acea revistă inclusiv acum. De-aia zic, gândește pe termen lung, dar acționează acum, în perioada asta de criză. Deci e de trimis acum, asta e între... Absolut, da. Bun, hai că uite, mai avem aici o întrebare.
Cât de mult editezi fotografiile? Cum? Cât de mult editezi fotografiile? Mult. Da, nu știu. Da, bine, sunt întrebări. Sunt întrebări. Absolut normale. Nu denigrez pe nimeni și nu desconsider pe nimeni, nici ferească Dumnezeu. Fotografia, dragilor, este o minciună. O mare minciună. Cred că printre cele mai mari minciuni inventate vreodată. Iar noi, fotografii, devenim experți cu fiecare cadru. Țineți minte, da? Editarea însă își reprezintă o formă de formare a minciunii. Noi edităm fotografiile de ce? Să pară mai slabă modela, să pară mai frumoasă, să nu aibă riduri, să nu aibă cearcăne, să nu aibă coșuri și așa mai departe, e ok. Există fotografie foarte editată și anume fotografia de beauty, unde încerci să vinzi un produs de beauty, dar și acolo îți trebuie skills. Editarea pe care eu o văd, din păcate, la 95% dintre fotografii români este defectuoasă. Da, inclusiv voi ăștia, 200 oameni care vă uitați acum, editați prost. Pentru că v-a învățat cineva la un curs foto că albul ochiului se albește cu Dodge Burn. Și văd fotografii de alea în care sunt oameni, zici că sunt, au ochi de sticlă. Nu se face așa ceva, niciodată. V-a învățat prost cineva, încercați să vă dați reset în perioada asta, că tot se numește reset, da? Încercați să vă uitați la tutoriale de oameni care sunt retoucheri cu adevărat. Retușul este cu atât mai mișto, cu atât mai bun, cu cât este invizibil. Există o tehnică de machiaj, de exemplu, știu de la iubita mea care e make-up artist, se numește no make-up make-up. De ce se face asta? Ca tu, ca prezență feminină, să apar la un eveniment și să zică lumea, o, ce mișto, ce bine arăți, ai întinerit, ce crema? Zice, ești machiată? Da, sunt machiată, apar nemachiată. Asta e ideea, ca noi să fim cât mai naturali. În plus, evitați editarea agresivă, pentru că peste 20 de ani oamenii vor vrea să vadă cum arăta bunica lor nefotoshopată. Nu vor vrea să vadă skills-urile de Photoshop sau de Lightroom sau de Snapseed sau Facetune sau ce folosiți voi pe care le avea fotograful în 2020. Oamenii vor vrea să-și aducă aminte pe bunica așa cum era ea. Ridurile, vergeturile, coșurile, cearcănele nu sunt lucruri rele, nu sunt lucruri anormale. Nu sunt de pe altă planetă, suntem oameni, trebuie să învățăm să ne asumăm. Discutați cu modelele. Mi-aduc aminte când am fotografiat-o prima oară pe doamna Oana Pelea. O prezență extraordinară, un suflet imens. Și mi-a spus dumneavoastră, zice, Vali, te rog frumos, am o singură rugăminte, aș vrea să nu mă editezi. Și am spus, doamnă, dar nici nu intenționam să vă editez, da, știu, dar am dat un interviu pentru o revistă și m-au făcut să par cu 20 de ani mai tânără. Eu nu mai sunt cu 20 de ani mai tânără, dar mă iubesc așa cum sunt. Sunt frumoasă încă, nu? Doamnă, sunteți superbă, nu vă editez. E, închipuiți-vă, dacă ajung oameni să spună, aș vrea să nu mă editați. Deci, țineți cont că editarea trebuie făcută astfel încât să pară cât mai invizibilă, pe cât mai invizibilă cu putință. Uite, Ștefan, am o întrebare aici către Valei. Ne arată câteva site-uri foto, măcar 3, pe care îi place să intre și să revină. Cum? Ce? Site-uri foto? Da. Am doar site-uri porno, dacă vreți. În Italia au dat... Ai trecut la premium în perioada asta? Băi, nu, trebuie să-mi pun VPN. N-am VPN de Italia, fiera dracu. La italieni au dat YouPorn Premium. Mișto, da. Mișto. Pornhub, nu YouPorn. Sau Pornhub, nu știu. Eu mă uit pe FUQ, FUQ, fuck, FUQ, nu știu cum se cheamă, e un portal. Ăștia de la Pornhub au avut, cred că cea mai tare campanie la un moment dat, era întrebarea, ce faci acolo? Și era un tip la calculator, nimic. Nimic. Cel mai mare site. Nimic. Cel mai mare site de nimic. Da, am înțeles. Și mai era aia cu simți degetul meu mare, da, uite mâinile. Da. Dragilor, hai să facem în felul următor. Eu trebuie să mai intru într-un live imediat pe un alt canal, pe o altă pagină, vorbim și de muzică. Eu vă mulțumesc din suflet pentru că ați avut răbdarea să rămâneți până în acest moment. Mă simt onorat și bucuros că am fost invitat la acest talk. Sincer, rămâneți în cât se
acum deja asta cu rămâneți în casă sună așa apocalipsă. Nu trebuie să rămâneți în casă. Puteți să ieșiți când se iese, să vă luați provizie și așa mai departe. Dacă aveți un parc unde nu e nimeni, puteți să stați acolo, nu e nimic. Dar încercați să fiți conștienți de ceea ce se întâmplă. Încercați să fiți responsabili cu voi înșivă pentru aceia dragi, pentru părinți, pentru bătrâni. Nu contează că noi suntem zmei puternici, dacă luăm coronavirus nu pățim nimic, pentru că aceia mai în vârstă, din păcate, vor fi afectați. Și credeți-mă și vă spun cu toată sinceritatea și cu toată dragostea, e groasă. E foarte groasă treaba. Nu știu cine dracului ne-a adus în momentul ăsta, de ce se întâmplă chestia asta, dar țineți cont că se întâmplă, țineți cont că e groasă. Nu disperați, trebuie să fim optimiști, trebuie să fim pozitivi, trebuie să privim cu credință și cu pozitivism toată această perioadă, nici profesional, nici personal. Pasiunea pentru fotografie, după părerea mea, cred că este cea care ne menține la o linie de plutire și, repet, indiferent că facem poze acasă cu telefonul de nebuni, pozăm ciorapii, fie că pozăm pe balcon sau că ne gândim și ne antrenăm și ne elaborăm astfel încât atunci când vom depăși perioada asta să devenim fotografi mai buni, astea sunt vremurile pe care le trăim, trebuie să le luăm ca atare. Încă o dată vă mulțumesc frumos pentru... Mai am o ultimă întrebare pentru tine. Și mai avem era inevitabil asta. Ai un ritual anume înainte de un shooting? Cum? N-am înțeles. De la Debona Virgil, ai un ritual anume înainte de un shooting? Și cu asta am încheiat. Da, bag un cui. Mulțumesc frumos, mulțumim, dragilor. Vali. Seară frumoasă. Numai bine. Te-a pupat, Vali, mulțumim frumos. Și unde te văd oamenii acum? Pe YouTube? Uite, pe chiar Facebook? Întreabă cineva. Da, mai intru tot pe Facebook, intru la prietenul Silviu Andrei să vorbim de DJ, că și ăștia sunt panicați că nu se mai pune muzică, da. Oricum, am făcut un radio, un late night show, am un VBTV pe YouTube, adică dacă a putut Diaconescu... Lasă-le jos în comentarii acolo descriu, după ce ai plecat. Și a făcut Diaconescu televiziune într-o garsonie, nu-și face Bărbulescu acasă aici, am toate condițiile, am lumină frumos de contur, lumină mare, microfon, mixer, tot ce trebuie, da? Deci ne facem televiziune online și ăsta e viitorul. Vă mulțumesc frumos și rămâneți voi înși, vă credeți în voi și rămâneți curioși. E foarte important. Mulțumesc. Mulțumim, Vali. Mulțumim frumos, Vali. Te-am pupat. Pa, pa, seară faină. Ba, ba. Mulțumim tuturor. Nu închide, Ștefan, să mulțumim oamenilor care ne-au urmărit. Evident că mai sunt 185 de oameni aici cu noi. Vali, mulțumim. Poți să, dacă ești pe fugă, putem să închidem la tine dacă nu mai poți să stai cu noi. Și aia a fost. Da, mulțumim, dragilor, că ați fost și în seara asta alături de noi. O să ne vedem săptămâna viitoare. O să vă ținem la curent pe grupul Webcam Community și pe canalele F64 și Webcam cu următorii invitați. Avem subiecte interesante. Ce ai pregătit săptămâna viitoare? Știu sigur că o să avem o ediție dedicată editării foto și o să-i avem pe Irina Groza și pe Robert Rică de la Chromatica Photography. O să ne explice câteva chestii despre workflow-ul lor, câte puțin despre editare. O să încercăm să vorbim cât mai puțin despre situația asta și să ne focusăm mai mult pe ce avem de făcut. O să-l avem probabil și pe Mihnea Rate. Asta vineri, adică de azi într-o săptămână. Dar nu știu exact, trebuie să mă uit pe program. Săptămâna viitoare știu că sunt programați ei doi, Mihnea Rate și Irina și Robert. Uh-huh. Dar o să revenim pe grup cu alte detalii. Detaliile, da? Ok, păi... ce să zic, uite, a pus și Vale acolo, da? Bun. Nu, a pus, o să stabilim cu cărțile, cu ele, până mâine dimineață o să stabilim și cine primește cele două cărți. Da, Mihnea Rate, Corporate, o să-l avem săptămâna viitoare. Ok, Marius, hai să mulțumim Ștefan. Încă o dată, să mulțumim încă o dată oamenilor, că noi nu prea am apucat să vorbim foarte mult, e clar, nu ai cum să-l acoperi pe Vali și... foarte multe lucruri. Fascinat tot timpul de discuție. Da, și chiar e un om de la care poți învăța foarte multe. Da, miercuri Mihnea Rate. Uite, mi-a scris Macrina acum, miercuri ne vedem cu Mihnea Rate. Vorbim de fotografie de corporate, care am înțeles că în perioada asta merge cumva. Mai sunt la prezervative, cine știe. Că oamenii stau în casă, na. Chiar cred că o să fie o infuzie de copii peste 9 luni, peste 10 luni. O să avem de muncă în 2021. Doamne ajută! Exact. Și Vali.
Hai să ne luăm la revedere, Ștefan, că... Ok, hai să nu mai lungim. Mulțumim mult celor care au fost cu noi. Ne vedem miercuri de la ora 9 cu... Mic Ne Arate și, desigur, cu Marius Tudor și... Cu Florin Ștefan. Log off. Numai bine. Seară faină și weekend plăcut, oameni buni.